Ediția aceasta este așa un cadou de primăvară da. pentru, în mod special pentru doamne și pentru domnișoare, dar sunt sigur că bărbații și băieții care ne urmăresc vor sta așa atenți să știe cum să se comporte cu doamnele și domnișoarele din viața lor. Cele mai cele mai dureroase a fost partea asta de abuz fizic, fizic cât și sexual. Singurul lucru pe care eu l-am perceput uh, și care a fost ca regulă de înainte să mă căsătoresc, că nu știu dacă o să mă căsătoresc, a, a fost că eu nu voi sta cu, cu frum părinte în familia mea. Christi, cum te cerut în căsătorie? Oh, a fost groaznic. <laughs> sunt momente care la 11-12 noaptea mă duc pe zoom și lucrez cu cineva care are un atac de panică sau cineva care simte că atunci moare și nu poate să rezolve problema. și. Atât de grave at sunt situațiile? Da, și atât de grave. Dar sunt uh, violuri? pe care lucrăm și care dor și poate le-au dus 50 de ani în urmă cu ei sau în spatele lor și au durit foarte tare. Cred că partea de abuzuri sunt cele mai intense. El 5 și ea 7 da. să vă trăiască, Mulțumesc să fie sănătoși și cu minți. <laughs> și ascultători. Uite, uite, asta eu nu sunt în totalitate. Nu ești de acord? Nu. Tu ți-ai asumat identitatea Um, nu știu, denominațională? Nu, nu, nu mi-am asumat -o. nu mi-am asumat-o pentru că în momentul ăla uh, adică mi-a asumat interiorul meu, dar nu văzută pentru că mi-era frică să fiu judecată în momentul când am aproape am terminat facultatea, nu puteam găsi un loc de muncă și aici vine minusul că sunt femeie fără ca să, ori să plătești pentru acel loc de muncă ori să prestezi niște servicii cred că dacă n-aș fi avut spatele ăsta aș fi fugit de mult okay. aș fi fugit de mult pentru că, da, eu sunt uh, o persoană uh, puternică, în egală măsură în care sunt o persoană care am iubit întotdeauna oamenii, dar pe cât îi iubești, pe atât de tare suferi când vin și te arată cu degetul. Că tot am fost noi așa deschiși, da. îmi spui, dacă vrei, da. care mașină este mai curată, a ta sau a lui? A mea, pentru că faci el. <laughs> am, n-am avut un vis, un vis special din partea lui Dumnezeu. Am avut de mic copil. Astăzi, la început de primăvară, a fost cadoul de la Autentic pentru doamne și domnișoare, pentru uh, domni și toți aceia care doresc cu adevărat uh, să facă din femeile din jurul lor așa o binecuvântare. Bun regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici la Masa Autentic. Este un privilegiu să vă știu aproape și în același timp să putem să descoperim o poveste de viață care să ne ajute să ne dezvoltăm, să creștem, să ne transformăm în fond felul nostru de a fi și de a... Privi darul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, îl numesc așa și mă gândesc la viața noastră, la timpul acesta prețios pe care îl petrecem aici, pe pământul acesta. Deși ea este limitată, viața cu toate acestea, cred că depinde într-o măsură însemnată de noi cum alegem să o trăim. Și o să povestim în ocazia aceasta mai multe pe tema la care am făcut referire. Până atunci doresc să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi printr-un comentariu pe care îl lăsați de fiecare dată atunci când urmăriți un episod de podcast sau vreo conferință. De asemenea, îi apreciez pe aceia dintre dumneavoastră care au ales să dea un like, mai mult s-au abonat la canalul acesta și au apăsat inclusiv pe clopoțel pentru a primi notificări cu privire la materialele pe care le încărcăm aici pe YouTube. De asemenea, aceia care preferați să ne ascultați, sunt sigur că ne găsiți pe oricare platformă de podcast, dar vă reamintesc că puteți să vă abonați pe Spotify în aceeași măsură în care o faceți și pe YouTube, apăsând clopoțelul astfel încât să fiți notificați. Acestea fiind spuse, N-aș vrea să mai trag de timp pentru că uh, această resursă este foarte prețioasă și în ocazia aceasta aș dori să-i spun bun venit la masa autentică uh, Ceraselei Nae Tatu. Am zis bine? Ai zis foarte bine. Foarte bine. Chiar sunt curios uh, numele sunt ale tale <laughs> sau le-ai preluat după căsătorie. Bună uh, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar este o mare bucurie să fiu astăzi cu voi și pot să spun că a fost o dorință în inima mea să transmitem acest autentic cât mai multor oameni. Naie Tatu este, da, și al meu și al soțului meu. El este Naie, eu sunt Tatu. Okay. Și cum am fost fata lui tata, am dorit foarte tare să-mi păstrez numele, iar soțul meu, cum este un om excepțional, a ales să-și preia, inclusiv el, așa că. Frumos! Am avut ocazia și să spunem că sunt nume scurte amândouă și am putut să le împerechem, pentru că altfel ar fi fost foarte mult, dar sunt ale amândurora și percepem noi că ne facem un întreg frumos. Ești singura fată la părinți? Nu, mai am o soră mai mare și un frate mai mic. A, deci nu e singurul uh, copil? Nu, dar să știi că toți am preluat tatu. <laughs> și Da? Da, tatălui la. E... e o mândrie tatu. personală pentru cred, tatăl vostru? Cred că e este mai mult o recunoștință pentru părinții și familia noastră. O Merg a -a. mai mult în recunoștință. Cum îl cheamă pe tatăl vostru? Victor. numele. Victor. Victor. O, domnul Victor, aș vrea să fie și la fel, la fel și la mine în familie mai târziu. De deși numele nostru de familie e mai lung. <laughs> spunem, te rog, la cea mai mică, cea mai mare, la mijloc. Eu sunt la mijloc, de m-am o soră cu un an și trei luni și trei zile mai mare decât mine și un frate cu patru ani mai mic. Uh, mulți înainte Mulțumim. tuturor, să fiți sănătoși cu toții. Cum-o cheamă pe sora ta? Cristina. Cristina și pe Emanuel. Fratele Emanuel. Adevăr, aș putea spune despre tine că ești privilegiată fiind între ei. Da. Uh, dar, în același timp, cred că Emanuel este cu adevărat. Uh, Binecuvântat, mă rog, a fost cel puțin în copilărie. Mă și regăsesc, acum... mă regăsesc și Excelu. eu sunt la fel. <laughs> sunt cel mai mic și singurul băiat, așa că este special poziția asta cumva. Da, să știi că este foarte frumoasă în egală măsură ca în care este și provocatoare. Adică în primii ani ai copilării diferența de 4-5 ani l-a făcut să nu prea aibă atât de mult acces în cadrul nostru și pentru noi să fie cel care treia să-l cărăm. Pentru el cel mic care nu făcea parte din grup însă cu cât a crescut a fost cel protejat, în special pentru că noi stăm toți acum în Belgia. Și Oarecum, da, și da, acum Ziua pe drept, <laughs> că asta rămâne Da, și băiatul lui mama <laughs> Pentru că a plecat de la fetele lui tata Băiatul lui mama și să spun așa că și acum în Belgia o mare perioadă a fost între noi, chiar făceam glume pe seama asta că rămâne așa între noi. E o distanță de 7 kilometri era atunci și sora mea era la 3-4, eu la 3-4 de și, la le era la mijloc și spuneam ok, încă ne protejăm fratele mai mic, da. Suntem trei frați și este extraordinar. Mă bucur tare mult să-mi spui asta. cum o cheamă pe mama voastră? Mariana. Mariana. i spune Mary, adică oamenii spun Mary. Mă bucur tare mult să da. fac așa o oarecare cunoștință cu ai tăi, cu persoanele dragi cu care ai crescut și de la care sunt sigur că ai învățat multe lucruri. Da. spune te rog, în copilăria ta, pe care ai petrecut-o unde? Lângă Pitești, la Suseni. Lângă Pitești, relativ aproape de București, da. deși acum tu vii de în... Belgea. Din... Din Belgia, m mă gândeam dacă în zona. nu știu cum se numește la voi acolo, aproape de Bruxelles sau. E mai e Sunt departe. pe partea de Olanda, mai aproape de Olanda, inclusiv acum am zburat din Olanda, că este mult Ai, mai. da, e mult mai aproape, fac 40 de minute, în comparație cu Bruxelles, unde merg o oră, oră și ceva, depinde la ce aeroport. Wow! Uite, da. că n am știut asta. Da, interesant. La Eindhoven. O dau un altele față te de rog. ce voiam să te întreb inițial. Uh, e mai uh, scumpă viața în Belgia decât în Olanda? Depinde, totul cred că depinde percepția noastră. Poate fie din anumite perspective, dar uh, poate nu. Nu merg mai scumpă în timp. În, în ce am remarcat eu, uh, belgenii sau oamenii care, cu care m-am înconjurat acolo în sătucele noastre sunt foarte calzi, uh, sunt foarte deschiși lucru care m-a atras în Belgia și pentru asta am și rămas, în care merg pe stradă și salut pe toată lumea, deși nu cunosc. Ce frumos! Zâmbim la toată lumea, deși nu cunoaștem, zicem un halo, cum spunem noi, sau un cuvânt de salutare, un hoi. Iar asta pentru mine a fost, într-adevăr, o renaștere de a te conecta cu oamenii. Și cred că asta m-a atras cel mai, cel mai mult. Corectitudinea lor și dacă muncești și înveți și dai tot ce poți tu, ai foarte multe șanse pentru că am și studiat și am făcut mai multe lucruri în Belgia, în egală măsură în care această deschidere, deși ei sunt recunoscut ca oameni reci față de noi românii, această deschidere de un zâmbet, de o sal un salut, oriunde și să rămâi cu oamenii pe stradă, ne întâlnim, ne avem și cățel și ne întâlnim cu oameni, cu vecini și stai că, exact ca în România odată la țară, cred că este un privilegiu. Ce faină, uite, că ne-ai o cu totul altă imagine față de, nu știu, prejudecata pe care o avem noi, cei care nu trăim acolo. Da. Este o zonă flamandă sau... Da, e o flaman. zonă flamană. Da, da. Ți-a fost greu să înveți limba asta? Um greu din punct de vedere al faptului că eu nu sunt atât de rapide ne-am învățat limbi străine, sunt matematică fizică și am învățat ore în șir pe zi, adică primul an când am plecat eu în 2010 nici măcar nu aveam drept de muncă, avea de so decât soțul meu, el a plecat și înaintea mea, atât mai cine căsătorisem și în prima parte am învățat primul an undeva la 7, 8, 10 ore pe zi, adică mă trezeam la 5, și învățam câte 4-5 ore de flamandă și scriam, am scris nu știu câte zeci de cai te după aia merge la școală, veneam și învățam. Ce Cam fai? asta a fost povestea și, da, nu este o limbă ușoară, dar dacă îți dai toată silința, poți să reușești orice. Sunt convins, este da. o dovadă via aici în fața noastră. l am cunoscut puțin despre tine, dar da. am o provocare peste care nu pot să trec, trebuie neapărat să ajungă și la tine. Altfel aș face discriminare și nu e cazul. Te rog. 20 de secunde pe cronometru. Okay. Să ne spui ce crezi tu că este important să știm despre tine și apoi am să revin și cu întrebarea la care m-am oprit că am făcut paranteza asta. 20 de secunde pe cronometru. Cine este Cerasela Naetatu? Te rog. Sunt o femeie, sunt soție am a, a doi copii, sunt soție, <laughs> sunt mama a doi copii, sunt soție, sunt antreprenoare, sunt un om care cred că iubește oamenii și iubește viața și într-o căutare de mai mult, adici pe pământ cât și mai sus. Wow! wow, Ia uite, s-au terminat uh, secundele exact când uh, da? te-ai oprit și tu. Okay. 20 de secunde pe ceas. Uh, se vede matematică fizică. Da? Uh, profilul real, <laughs> nu? Da. <laughs> Din tine. Adică am făcut cât în Belgia contabilitate. Deci un pic m-am dus pe mai la stânga. <laughs> uh, spuneai că îți plac oamenii, da. îți dorești să te conectezi cu ei. Uh, ți-ai dorit în egală măsură să ai și, nu știu, satisfacție pe plan profesional și să fii cumva pe picioarele tale. Ai început cu a sublinia faptul că ești femeie. Da. Noi astăzi, când, de fapt, cei care ne urmăresc materialul, vorbim despre 1 martie, da. Materialul intră exact pe 1 martie, deși noi filmăm cu câteva zile înainte, da. dar este cumva un cadou pe care dorim să-l facem acum la început de primăvară tuturor doamnelor și domnișoarelor de aici, de pe canalul Autentic. Um, voiam să te întreb, de ce ai ținut neapărat să ne spui că ești femeie? Sincer, nu m-am nu gândit la ceva anume, ci cred că este o bucurie Că avem Am această oportunitate să fiu pe pământul acesta femeie și să duc un rol. Dar nu este mai. iartă-mă. Nu, continu. te rog, spune. <laughs> nu este cumva un dezavantaj? Dacă vrei să-l privești ca un dezavantaj, ceea ce fac eu, și poate o să vorbim după, este să vezi că în tot ce suntem și tot ce facem, există plus și minus în egală măsură. Totul depinde de cum percepem noi și oglinda pe care o punem. Are plusuri, are și minusuri și poate s-a fost și anumite de, de care pe care le-am perceput atunci când am plecat din România pentru că sunt femeie, în egală măsură în care cred că este o binecuvântare și merg foarte mult pe premiza în care, inclusiv când am ales să avem copii, pentru că a fost o alegere foarte conștientă și pusă pe hârtie cu soțul meu, a fost din, ok, dacă alegem să avem copii, e o binecuvântare pentru mine să am lucrul acesta, în egală măsură cu o responsabilitate foarte mare de cum îi voi crește pentru societate că nu stai mei. Deci am o oportunitate să trăiesc aceste emoții, aceste, această capacitate de a vedea lumea prin alți ochi și prin alte simțuri, dar este o responsabilitate și așa cum place să spun, nu neapărat sunt copiii mei, ci sunt un dar ceresc care, pe care eu trebuie să-l, eu și oamenii de lângă mine și soțul meu, să-l împachetăm cât mai bun pentru ce o să fie Deci sunt ai mei cu responsabilitate Dar nu sunt ai mei, sunt aici lui de sus Foarte profund ceea ce îmi spui Apropo de, de copilărie ă, Asta era întrebarea La care am făcut cumva da. paranteză Care este, dacă ți-amintești tu Cea mai mare năzbâtie pe care ai făcut-o În perioada respectivă A, a copilăriei, a copilăriei. Să știi că am fost niște copii atât de cuminți, chiar aseară am fost la tata pentru că a ieșit din spital și am avut câteva ore și am dat o fugă prin a, până la el să-l vedem. Sănătate multă. Să rămână mult. Și chiar spunea, măi, nu v-am dat o palmă și n-am avut de ce că ați fost prea cuminți. Cred că am făcut nezbătei, dar nu e freuna atât de mare încât să spun, măi, am făcut și o prostie asta. Uite, mi-am adus aminte una. Uh, eram cu fratele nostru și vreau să construim un avion din Blăni și cumva am, am am făcut semne și o căsuță lângă acel gard și el când s-a băgat acolo a intrat cu spatele într-un cui. Uite, asta a fost mm. poate cu adevărat un, un lucru care s-a întâmplat, nu pot să spun că l-am făcut intenționat, era în joaca noastră, dar pentru noi a fost foarte impactant și a fost, să zic, o năzbâtie. Dar... Repercusiunile n-au fost... Nu, au fost bine, dar a fost impactant, pentru că ți-a intrat un cuin în spate, vei, îți dai seama, ruginit de la mm -hmm. gard, în perioada aceea știu că eram copii, dar prostii, chiar mi-aș de multe ori spun, măi, n-am și o amintire cu lucruri mai, mai grave să le fi făcut să le țin N-ai amintiri din alea de nu. amintiri din copilărie ca precum creangă? Nu, nu, nu avem. Noi am fost fetele care nu prea am avut voie să știm din curte, am fost la casa, într-adevăr n-am avut nici copii în jurul nostru cu care să comunicăm aveam spectacolele noastre pe aleie, prin curte, cântam, dar așa ceva foarte special, eram fetele lui tata care trebuia să fie cu minți, că poate o să povestim, care trebuie să fie într-un anumit mod, dar și noi am fost copii cu minți. Asta a fost o remarcă pe care am descoperit-o mult de când am copii, că oarecum copiii noștri au mai multă energie și ne provoacă mult mai mult, în timp ce noi nu percepem că am provocat părinții noștri, cel puțin în perioada copilăriei. Uh, chiar m-ar interesa cumva să povestim mai în detaliu despre cum cumințenia asta și de unde ea nu. care sunt principiile care v-au adus aici uh, și cred că putem să plecăm de la următoarea uh, nu știu, de la următorul răspuns uh, care este cea mai mare lecție pe care ai învățat-o tu în casa părintească? Cea mai mare lecție cred că să respectăm să-i respectăm pe cei mai în vârstă, pe cei de lângă noi, dar cred că respectul a fost acel respect față de oameni. Să salutăm pe toată lumea, cred că respectul. Asta a venit doar ca urmare a unui dialog purtat cu părinții sau a fost și o, o copiere a felului lor de a fi? Și de, da, de ce te întreb săptămâna asta, așa mă vulnerabilizez un pic Săptămâna asta eram cu băiețelul nostru de șapte ani Și l-am dus cu metroul la școală Și la un moment dat l-am întrebat Nu mai mi-amintesc ce întrebare am adresat eu Și el mi-a răspuns, aha Și zic, dar știi că nu este frumos să spui aha Zice, dar și tu mai faci așa <laughs> Zic, păi, și asta înseamnă că tu trebuie să copiez exact tot ceea ce fac eu mm -hmm. și el zice, păi da, copiii sunt copia fidelă a părinților lor <laughs> în momentul în care mi-a zis, mi zis lucrul ăsta, am rămas fără cuvinte Da uh, și, <laughs> și o a... mare dreptate da uh, copiii sunt copia noastră fidelă și o să revin după și la copilărie uh, cred că copiii pentru noi uh, o să folosesc din nou cuvântul binecuvântare, cea mai mare binecuvântare pentru că în momentul în care i-am primit, am înțeles cele mai mari lecții din viața mea și unde am de lucru cu mine. Tot ce nu ne-a plăcut la copiii noștri, la noi este și o glumă între mine soțul meu, când vedem ceva, stai asta e ta sau ia mea de la cine a preluat, hai să vedem ce avem de lucru. Pentru că, da, ei sunt o copie fidelă și chiar dacă o să ne uităm la ei, în primul rând ei ascultă foarte mult. Noi, adulții, vorbim mult în timp ce ei ascultă. Dacă ne uităm la primii ani, când nu vorbesc, ei ascultă și reproduc și da, ei vor face ceea ce vom face noi, chiar dacă ne place sau nu, în egală măsură în care după o să preia și de la copiii cu care se înconjoară sau de la școli, dar mai mare, cele mai mari lucruri vin de la noi. Și la noi încă este o luptă când vedem în copiii noștri anumite lucruri și îi spune, spunem, oh, stai, asta este a mea, deci trebuie să lucrez cu ea. <laughs> dar e, este asta spun că familia, partenerul și copiii te provoacă cel mai mult să crești, să cunoști viața asta într-o altă perspectivă. Și Părinții noștri, tatăl meu este un foarte respectos și cred că a respectat un pic poate prea mult oamenii. <laughs> tatăl meu a, a iubit foarte tare politica și a fost uh, dedicat și pe partea aceasta, dar nu neapărat într-un mod oficial, cât așa de umbră i-a plăcut să fie și... Adică să se implice pentru binele localității și uh, locului... Da, în... da, da, și... În care a locuit, a crescut. Da, era așa din umbră, cum am spus, deci era prezent în ședințe, era prezent în lucru cu oamenii, dar nu era cel care își dorea un statut vizibil față de oameni cu eticheta aceea de sunt politician sau lucrez pentru respectivul partid. partid. Mulțumesc! Uh, și cred că am învățat-o foarte mult din, din, copilărie, pentru că noi în copilăria noastră suntem mulți crescuți, pe dacă ești la țară, să saluți pe toată lumea, să dai bună ziua, nu e frumos dacă răspunzi, n-ai voie să răspunzi. Uh, și, da, oameni, părinții mei au fost niște oameni foarte respectoși, sunt niște oameni deosebiți. Tatăl meu, dacă ar fi să vorbesc despre el de când îl știu, este doar înconjurat de cărți și citind și notând și având caietele de notițe. Deci este un om care a iubit mult să învețe, să citească și se combină, să spun așa. Nu am avut părinți alcoolici sau părinți care au jurat în la noi în familie nu s-a jurat la noi nici cuvântul prost nu s-a acceptat, dacă noi îl mai spuneam era deja, ne era frică, dar am zis ce o să pățim, deși ți-am spus că n-am luat niciodată o palmă, dar atât de grav le puteam considera și era un interzis, să spun în familie, să ne jignim, să spunem un cuvânt urât, ci cum putem să rezolvăm, să -n avem respect față de frații noștri, să ne iubim, să fim împreună acolo în tot ce facem. Dar de unde principiile astea? Um, să știi că, așa ca familie, și bunicii mei au fost oameni foarte respectați în sat și trăbunicii mei au fost oameni respectați în sat, au fost, să spun, dintre cei buni ai satului, nu știu dacă e cea mai bună formă de exprimare. Înțelegem chiar, ce vrei să spui. Da, așa, chiar bunicul meu era om care teroriza cu matematica copiii, adică a fost această matematică în neam de multă vreme. Și au fost oameni, au fost oameni respectați din totdeauna, deși deci bunicul și părinții, și poate și inclusiv să-ți menții acea etichetă de oameni respectați în timp ce și i au respectat foarte mult. Adică bunicul meu venea oamenii la el, să era, a fost la început croitor de lux. Și veneau oamenii la el și întotdeauna servea pe cei sărași, nu pe cei bogați. Spunea, tu mai ai, nu știu câte perechi, în tip cei care nu au. Și a fost cumva din generație în generație. Adică eu percep că din generație în generație s-a avut acest respect față de oameni și iubire față de cei care au mai puțin, care nu au și prima dată se prioritizăm pe oamenii aceștia. Um, există și o educație spirituală în familia ta? Da, din da. Care Oarecum mama mea este adventistă, cu este și tata de o săptămână și ceva, sau două săptămâni, cred oh. că. Așa, și însă tata a fost omul care dintotdeauna l-a iubit pe Dumnezeu și a vorbit peste tot pentru că l-a avut în sufletul lui, însă n-a avut acea dedicare totală de a spune un da precis. A fost în mintea lui acea percepție să crească copiii în nevoile care au fost și minusurile care au fost dar da, a fost această educație de a crește într-o biserică de a vedea mai mult decât de poate se vede și inclusiv bunicii mei, chiar dacă nu put, sunt și au fost oameni care au mers la biserică Cu alte cuvinte tu spui că este importantă relația cu Dumnezeu în a fi oameni de da. calitate pentru societate Da, 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 este uh... Spuneai despre mama ta, despre alegerea confesională pe care a avut-o tatăl tău, o altă, cumva, direcție la capitolul acesta, da. cel puțin în copilăria voastră. Voi încotro ați mers sau hai să vorbim despre tine? La noi a fost, deci chiar dacă tata nu a avut acest să-l statut, întotdeauna a fost pentru. Și cumva am fost crescuți în această idee. Doar că am avut așa oarecare libertate în sensul că atunci când poate veneau dintr-un unghi prea multe moduri de a fi doar într-un fel, tata spunea stai, 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 sunt copiii mei și încă îi au parte de educație și în alt fel, nu doar de a primi eticheta în bracă, te așa, fă, în modul în care faci lucrurile care le faci, spunea stai că încă sunt copii și au nevoie de libertate. Să spun că datorită tatălui am avut o, un pic mai multă libertate, care din punctul meu de vedere ne-a ajutat un pic mai mult să ne dezvoltăm sau cel puțin o percep asupra mea, care sunt un copil foarte energic și am fost un copil energic și optimist și vesel, și uh, am iubit să fiu între copii și între oameni. Am fost cumva în mijloc de când sunt eu copil, am fost om în mijlocul uh, cercurilor în care am fost, și am, uh, de am avut oarecum și un pic de libertate, pentru că știam că tata vine și ne ia, apărarea, indiferent de ce ar veni și ar spune biserica, fi doar așa, fă lucrurile doar în modul ăsta, și le făceam, dar nu cu atât de multă presiune pe care Percep eu că au simțit-o alții prieteni de-ai mei. Vezi și spune la un moment dat despre plusuri și minusuri da. pentru o femeie. O să discutăm despre da. asta, dar mi-ar plăcea să ne spui puțin că tot vorbim despre lucrurile astea. Un plus și un minus al, din perspectiva adolescentului, atunci când vine vorba despre. Părinți care sunt de confesiuni diferite. Ok, da, am zis, sunt de confesiuni diferite, însă Tata fiind în total acord cu partea creștină și cu dedicarea asta creștină, mm -hmm. chiar dacă n-a fost pe hârtie, n-am considerat niciodată că n-a fost pe hârtie. Adică, okay. n-a fost nevoie să o simțim că doar dacă era pe hârtie, da, venea. Vezi, au fost momente vreodată în care părinții tăi. Hai să, să, da, să te duc te așa. Rog. În care părinții tăi au avut opinii diferite față de anumite, nu știu, practici pe care le-ai avut în, în adolescență. Nu Nu, nu s-au contrazis niciodată în fața ta? Uh, nu, părinții mei au avut o relație excepțională, au fost. Uh... Dar nu, în, hai, hai să, să fiu concret. Într-un exemplu, într -un Zim, exemplu eu, de exemplu, okay. să, să spunem așa, mă, uite, eu tu vrei să te duci. Nu știu dacă a fost așa, așa. sau nu? Doar, doar întreb, ai vrut să te duci la uh, discotecă, să spun da. eu, și cum era atunci Și mama ta spunea, mă, nu este cazul să mergi la discotecă Nu e chiar cel mai bun loc pentru da. tine Pe de altă parte, tatăl tău să fi zis, păi da, da, de ce nu? Că până la urmă acolo se duc uh, și celelalte fete Se face împreună cu prietenii, învață și acum cum să interacționeze cu alți băieți Cunoaște mai mulți, nu? Da, și așa da. mai departe N-au fost situații n de genul ăsta? Nu au fost, hai să spun în, în ce fel au fost, dar între părinții mei nu, pentru pentru că tata a fost genul fetele să stea lângă mine și acasă și protejate, și protecție mare, maximă. A fost acel tată care, ți-am spus, noi nu mergeam în sadă cât până la magazin și cam atât, că fetele să fie, să fie protejate. Și am avut grupul nostru cu care. Am interacționat foarte mult, în care mergeam în tabere, în care ne întâlneam foarte mult în weekend. am avut un grup foarte puternic, noi, ca generația aceea. Am fost Doar un... din Biserica Adventistă? Era un mod special din Biserica, da. Și ei erau pe la noi, noi pe la ei. Am avut foarte, foarte multe interacțiuni împreună și cumva cam unde era unul era și ceilalți. Și n-am avut, nici n-am avut copii în jurul nostru, dar nici n-au fost oameni care să spun că uh, ne-au dus și am avut cercuri. Într-adevăr, la liceu, în momentul în care am fost la liceu sau când am fost facultate, am avut, uh, am avut, momente în care nu m-am dus în discotecă, da? A, fost la uh, un suc sau uh, la... Nu știu, nici nu știu dacă sunt numeau baruri atunci. Habar nu am cum să Cred numeau. că da, se numeau, nu? Se știu, Cluburi, numeau? baruri. Nici nu știu, plapitești, așa. Și, da, am fost. Și... Părea, dar nu te regăseai în ele. Adică poate era tendința ai hai să văd cum e, am fost, am văzut cum e, ai încercat, ai mai băut un suc, poate te-ai -ai conjurac cu de niște prieteni, nu zic că n-am fost, am fost, dar nu era acea regăsire. Adică și cumva părinții mei au fost așa, au avut de că au avut o legătură foarte uh, specială părinții mei, au avut atât de mult încredere noi, pentru că au știut cum ne-au crescut, încât nu era dacă să duc ce se va întâmpla, ci știau că, ok, poate ți-ai dorit să încerci ceva sau să vezi cum e, pentru că și tata încerca și a văzut foarte multe la viața lui, dar știau cum ne-au crescut. Ce frumos să poți să spun. nu pot lucrurile. să spun că n-am fost, am fost, uh -huh. dar a fost așa o chestie să văd cum e, să, să cunoști, dar nu, nu modul ăla în care... Mă regăsesc acolo și m-aș mai duce. Deci n-ai avut situații de genul ăsta în care să spui, uite, un minus pentru că părinții au diferite opinii ar fi ăsta, și un plus ar fi acest. Nu, pentru că au fost foarte mult în același acord. Au mers cumva mână în mână. au mers mână în mână. Și au rezolvat lucrurile între ei. Ceea ce este foarte important ca anumite discuții, chiar dacă sunt contradictorii, să nu aibă loc în fața. Copiilor. Nu zic că n-au avut loc în fața noastră pentru că au fost discuții în fața noastră, dar uh, tata a fost omul care, dacă s-a supărat, tăcea și nu vorbea cu noi cu zilele și nu pot să spun că am, că am văzut discuții între părinții noștri, dar uh, am văzut aceste supărări care țineau și automat erau și asupra noastră uh, venite direct, în egală măsură în care am stat cu bunicii în aceeași curte și acolo au fost anumite divergențe și acolo e altă poveste. Dar între părinții mei, chiar dacă au fost dureri sau a perceput poate mama că nu are suficientă susținere de la tată în anumite momente, în anumite nevoi de a fi susținută ca soție, Tocmai uh, mai de acolo vine și dorința mea Că m-am căsătorit cu soțul meu Ca să avem niște roluri foarte bine definite De ce fac eu, cum faci tu, cum ne implicăm Nu doar soția face și soțul face Și așa, o să fac uh, da, cum oarecum, oarecum, oarecum Adică eu am spus că nu o să fiu soția clasică Deci la început am urmat uh, clasicul, uh, clasicul mamei În care mama se trezea la 5 dimineața Pregătea totul pentru tata Bagaj, tot uh, Tata a fost ținut așa foarte mult în palme de mame Adică, de zic zic, a fost o iubire fantastică între ei, chiar dacă au fost multe provocări uh, din partea celorlalți, între ei a fost o iubire foarte frumoasă. Noi am dorit foarte mult să avem relația părinților noștri în familie noastră. Deci ei au fost un model pentru noi. Și singurul lucru pe care eu l-am perceput uh, și care a fost ca regulă de, înainte să mă căsătoresc, că nu știu dacă o să mă căstoresc, așa a fost că eu nu voi sta cu, cu frum părinte în familia mea. Am zis, atunci când eu, dacă mă voi căsători, Sigur, părinții nu vor sta cu mine. Vin în vacanțe, ne bucurăm, dar uh, pentru că n-a fost cea mai frumoasă relație de uh, bunici și părinți, am zis că eu așa ceva nu vreau să am și nu vreau pentru copiii mei și pentru mine și pentru relația mea cu Cristi. Uh, interesantă perspectiva asta. Uh, chiar sunt curios de încă un lucru Te și ajungem la momentul ăsta ale căsătoriei. Uh, în adolescență ai avut vreo frustrare? Oh, destule. <laughs> care a fost aia care te-a marcat așa și te-a urmărit sau poate că încă te urmărește? Acum ceva specific, hai să mă gândesc. Uh, o frustrare uh, suficient de mare pentru mine în adolescență a fost, uh, dar nu neapărat în adolescența, în partea de liceu, mă duc către perioada în care eram la facultate, că nu pot să am. Uh, a fost două. Dacă că nu pot să fac facultate fără să muncesc, pentru că eu am muncit în timpul facultății și alergam ca nebuna dintr-o parte în alta să țin și facultate și muncă. Asta pentru că ne-ai avut sprijinul alor tăi? Sau? Părinții mei -au fost, au fost, să spun, de un nivel mediu, nu și-ar fi permis să mă țină și eu, ca copil, am urât foarte tare stau la țară. Nu mi-am dorit să stau la țară și am zis, eu plătesc chirie, stau în oraș, dar eu nu vreau să mai merg în... Cu bocancii, cum spuneam, murdar la școală, condițiile de la țară și așa mai departe. Și așa, de mi pentru mine atunci era impactantă țara și nivelul ăsta de a sta la țară, încât am zis să prefer să alerg, să muncesc și m-am angajat fără ca tata să știe, pentru că el n-ar fi fost de acord să muncesc, deși am intrat la facultate fără tax, nu trebuia decât întreținerea mea, poate ca student, dar am preferat să muncesc și să stau în oraș, să stau în anumite condiții, uh, le spun eu nu omenești pur și simplu pentru mine atunci era o nevoie de a nu avea alte condiții și una dintre frustrare a fost că mi-aș fi dorit să pot să fac facultatea fără să muncesc și să pot să am acces la cursuri așa cum mi-aș fi dorit, dorit nu doar să învăț noaptea mult și ziua să merg la muncă și să-mi cunosc colegii, să-mi cunosc profesorii pentru că au fost momente în care spuneau da, să sigur, ești cu noi, ești parte de la noi și a doua frustrare a fost că Uh, în momentul când am aproape am terminat facultatea, nu puteam găsi un loc de muncă și aici vine minusul că sunt femeie fără ca să, ori să plătești pentru acel loc de muncă, ori să prestezi niște servicii. Ai fost în postură de genul ăsta? Uh, hai să spun că... <laughs> de unde să încep? Uh, profesorii pe vremea aceea se dau destul de multe la noi, la adolescente. Uh, la mine, percep că s-a dat mi s-a impus să iau licența, la cine să iau și așa mai departe. Și mi-aduc aminte și acum că atunci când trebuia să mergem să lucrăm de licență, aveam o prietenă mea și luam o verighetă aici și spuneam că sunt costorită, deși nu eram căsătorită, doar tot inventam ca adolescent tot felul de forme în care să mă protejez pentru că nu știam neapărat o formă de protecție atunci. Și da, aș fi avut șanse să am un job foarte bun dacă exista această Dacă făceam compromisul ăsta? Dacă făceam compromisul acesta, da. Wow. Și, da, profesorii. Uh, deci, asta ar fi un minus pentru femei? Ar fi un minus pentru femei că. Uh, Sunt și totuși vulnerabile în fața. Nu, masculilor văd, de... nu, nu văd vulnerabil neapărat, ci nu am fost învățate, eu n-am fost învățată cum să gestionez. Tu, un copil la 20 de ani, 21 de ani, un adult de 30-40 sau mai mult. Și să spui acel. Uh, Ok, sunt nevoită să-mi fac poate licența sau lucrarea, dar uh, pentru că trebuie să dau acolo să termin, dar care e modul în care să fac față situației este în care să rămân, uh, să rămân adolescent, dacă vreau să rămân? Să rămâi uh, la principii și să rămâi da. curată, fără da. Ropată. Da. da. Și asta a fost una dintre frustrări. Și cum ai reușit să gestionezi asta ulterior? Adică n-ai fost așa mărâtă în sufletul tău, sau n-ai simțit nevoia să, nu știu, să urli, să țipi cu ghilimele de rigoare, să spui, da. băi, nu nu e sănătos, nu e normal. Hai să vedem ce putem să facem. Uh, să zic că m-am. Uh, poate în sine mea aveam această frustrare, dar căutam foarte mult soluții. Asta acum, când eram invitată să. să... Discutăm despre licență, nu m-am dus niciodată singură sau încercam să le anulez sau îmi puneam acel perceput inel și era așa de mare de mine și încercam să-l fac mic ca să, să nu se vadă că eu minciune. și îmi dau seama că se percepea lucrul ăsta, adică era un copil frustrat și plin de frică acolo în momentul acela, dar nu m-am dus niciodată singură, am căutat întotdeauna să fiu cu cineva dacă mă duceam să lucrez pe ceea ce aveam de lucru și să caut acea bună ziua, cum, hai să vedem ce avem și să lucrez S -s 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 să direct simt, la, să fiu direct la subiect. La subiect fără și, a da, de înțeles alte da, lucruri. Da, da, da. Și de -aia zic că în egală măsură a fost provocator, dar uh, m-a provocat foarte tare să crez, să găsesc soluții, să gestionez lucrul ăla, deși nu ne-a învățat nimeni să facem lucrul acesta și poate ar fi de luat aminte să căutăm, să învățăm, uh, nici nu știu acum, adolescenții, că încep mult mai devreme, nu, nu mai e vorba de 20 de ani ca la noi atunci, ci poate mult mai devreme să putem să avem ocazia să le dăm câteva. O să-ți dăm o susținere mentală aici. Apropo de, de chestiunea asta, și o să mă întorc la da. plusuri la un moment dat, la plusul de a fi femeie, în perioada în care tu erai adolescentă, studentă, erau colege care, nu știu, aveau relații intime cu alți băieți sau chiar da. și cu nu știu, da. oameni mai în vârstă, profesori sau cei care aveau o, o autoritate asupra lor? Să zic că am, am fost, am avut de, încă din clasa din clasa întâia pe categorii de vârstă, întâia, patra, cincea, opta, nouă, doișpea și facultatea, am avut clase de colegi excepționale. Chiar am fost, de multe ori vorbeam cu sora mea și numai cu sora mea, că rari așa colegi ca noi. Noi eram ca o familie. Nu conta că eram uh, cu colegul X, cu colega ei, noi eram toți ca o familie, inclusiv diriginta la liceu era parte din grupul nostru. Noi mergeam la diriginta acasă, aveam Și deci relații foarte, foarte faine. Și să spun că am fost o generație poate ciudată pentru vremea, vremea aceea, atât de uniți și atât de. Uh, totuși puri. Uh, N-am perceput că am avut colegi, am avut și noi o colegă, două, dar care cumva s-au retras din grupul nostru și chiar au plecat din clasa noastră. În rest au rămas a, acel compact, acel, nu știu cum mi-am mi atras, mi-am atras colegi extraordinari în viața mea. Și ți am spus, eram eram toți, adică nu pot să spun că chiar a trebuit să mă separ cu doi trei colegi să fim într-un fel, eram toată clasa. Eram acolo în aceeași idee. Și la și la facultate am avut un grup excepțional, dar la facultate într adevăr erau persoane ca colegi care au avut aveau anumite relații. Dar deja era la aproape 20 de ani, 19 ani când aveam noi atunci și nu mai era atât de impactant și totuși erau uh, Nu mai erau influențate de mare asupra. Nu, și totuși erau, erau foarte pe picioarele lor, nu era genul ăla în care să ducă foarte să cadă, să alunece mult. Învățau, ok, aveau o relație, dar erau învățate, erau în, acolo în cardea spun, am avut chiar colegi și clase de mic copil foarte, foarte speciale. Am fost norocoasă. <gântu -s> <gântu -s> Providența. Da, da. Îmi place da. să cred că da. este cineva deasupra care Care a avut grijă, a de, grijă mele. De, de lucrul ăsta, mai ales dacă a existat și o și în direcția asta, la alt, adică dinspre tine, o dorință de a, de a asculta de principiile lui da. Dumnezeu și de a le aplica da. în viață. Ai simțit cumva sau tu ți-ai asumat identitatea nu știu, denominațională? Nu, nu. Nu mi-am asumat-o. Nu mi-am asumat-o pentru că în momentul la, adică mi am asumat interiorul meu dar nu văzută, pentru că mi-era frică să fiu judecată mm. și să fiu arătată cu degetul. Deci, uh, acolo am perceput eu, dacă ar fi să uite să luăm ca o durere, acolo pot să spun că am perceput-o ca durere. Mi-am ținut cât de mult am putut eu normele, dar nu am fost cea care am afișat că sunt uh, cam eticheta respectivă sau că merg la biserica respectivă. Dar Asta n-am făcut-o. Mi-a fost, uh, mi fost rușine. Mi-a fost no. rușine. Da. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai mai face la fel? Cred că da. De ce? Pentru că uitându-mă acum și lucrând ceea ce lucrez acum, îmi dau seama că am avut nevoie de spațiola ca să mă conectez acum cu totul alt mod de a înțelege pe Dumnezeu. Pentru că dacă nu aveam. A fost cu voi a maturizării tale? E, da, da. A fost o parte a mea și știi cum e pentru că noi sunt, am fost crescuți, dar în partea asta de a urma aceste reguli creștine de a avea un Dumnezeu care te conduce. Și interiorul tău îl urmai și ele rulau pentru că te regăseai acolo și trăiai. În egală măsură în care, de multe ori, erai pus în situații care nu erau ale tale și trebuia să urmezi regulile lor. Și în regulile alea prescrise, eu nu m-am regăsit. Adică să faci lucruri pe care nu le simți. Și cred că uh, tocmai partea asta a mea de maturizare foarte mare a fost să, mă, să simt, să trăiesc eu, nu să mi se spună cum. Și să urmez așa cum zic ei. La noi a fost și uh, destul de multe reguli, pentru că nu e peste tot la fel, dar la țară sunt mult mai aspre regulile și am fost destul de arătate dacă și ea o rochiță în bretele sau nu era... Adică a fost genul ăla de arătat mai mult cu degetul și dacă trebuie să fi doar așa. Și acolo a fost durere. Și pentru mine, personal, acolo a fost durere. Și ea a fost ok, sunt, iubesc, fac, dar dacă tu nu mă lași niciun pic să trăiesc din copilărie sau să experimentezi, mă pui doar să fiu într-un fel, deja acolo pui rezistență. Cu cât mai multă presiune, tu apui rezistență fizică. Aveai, aveai personalitate puternică, da. de fapt, tu ai și acum. Acum și acum. Rămas. Da, da, aveam personalitate, personalitate puternică și mi era foarte greu să intru în normele lor fără a le vedea și a le simți. Pentru că știi că în special ca copil, așa cum am povestit noi mai devreme și la început, cum să urmești ceva când percep că tu nu o faci? Și mi-a fost foarte hmm. greu să înțeleg lucrul ăsta. A, aici, de fapt, și, era și problema. Aici, da. Și aici. Adică ușor de etichetat, de pus da. semne de întrebare în dreptul da. tău, hai să vorbim da, concret, da. dar când venea vorba de de tine, cel care puneai eticheta, da. lucrurile să te cu totul. Era altă poveste. A, okay. Adică veneau persoane și ne spuneau, fii așa, în timp ce în familie lor era dezastru. Ok, ok. Aici și este marea problemă. Aici e mare problemă. Și o spuneam... Da, măștile alea pe care da. le, le portăm da. de multe ori. Da. da. Și erau persoane care chiar aveau uh, o familie din punctul meu de vedere cu... Nu de urmat, hai să spunem așa. Și vedeau și ne impuneau reguli. Foarte multe reguli. Și pe mine asta m-a afectat... Ai, ai căzut vreodată în păcatul ăsta? În, în care de în, în păcatul ăsta în care să te uiți la altul și da. să încerci să-i să, -i, să -i spui, uite, tu ar, trebui să, tu ar trebui să fii așa și așa așa. așa. Uh, așa. Eu, Sau uh, fiind stand pățitul, cum se spune, sufri da? sufli și neau orice nu intri în chestiuni de genul Nu, ăsta. nu, eram, eu eram cea care, în uh, momentul în care veneau și arătau cu degetul către mine, că uite, poate aici ar fi recomandat, să, îi uh, spuneam, uh, te uh, spun îi tata tata nu, vorbește cu mine pe tonalitatea asta, că la noi nu s-a țipat, nu s-a urlat în familie și când venea cineva și spunea, și inclusiv cei care erau în biserică, aveau un respect deosebit pentru tata. De aia zic că tata a fost o autoritate oarecum și asta a fost căparea mea de când mă știu că indiferent ce ar fi spus ei spuneam, știi, tata de voi. Bun, și dacă nu ai, dacă n-ai fi, avu, dacă, da. fi avut spatele ăsta, nu știu cum ar fi Cum fi asta. crezi că ai fi? Uh, cred că dacă n-aș fi avut spatele ăsta, aș fi fugit de mult. Ok. Aș fi fugit de mult. Pentru că, da, eu sunt uh, o persoană uh, puternică, în egală măsură în care sunt o persoană care am iubit întotdeauna oamenii, dar pe cât te iubești, pe atât de tare suferi când vin și te arătă cu degetul și una dintre, poate, suferințele mele cele mai mari a fost, dacă ar să o numim psihologie rana asta de abandon, pentru că mintea copilului de atunci și era o respingere și chiar dacă te susțineau pe parte, mintea rămâne atașată la momentul în care îți spune așa, derge așa, eticheta respectivă. Și poate aș fi fugit foarte de mult din, din cercul acesta. Cercul acesta. Mm -hmm. da. Și n-aș mai fi avut totuși un proces destul de lin de vindecarea mea. Pentru mine Belgia a fost uh, un proces excepțional și cred că dacă n-aș fi plecat în Belgia, uh, nu știu, cred că n-aș fi avut nici familia pe care o am acum și relația pe care o am acum, pentru că fără să vrei oamenii cu care ai crescut, vin și spun cum să ai o familie, cum să te porți în familie și poate să fii femeia sau soția care sunt ei, dar nu neapărat e pentru mine. Și a fost o regăsire a mea, o mare regăsire a mea. Uh, uh... M-ai făcut tare curios de, de chestiunea asta uh, Hai să mă întorc puțin Ne-ai dat uh, minusuri pentru A fi femeie da. Îți spuneam că ediția aceasta este așa un cadou De primăvară da. pentru, uh, În mod special pentru doamne și pentru uh, Domnișoare Dar sunt sigur că bărbații și băieții Care ne urmăresc vor uh, sta așa Atenți să știe cum să se comporte Cu uh, doamnele și uh, Domnișoarele din viața lor uh, Un plus pentru a fi femeie în plus pentru a fi femeie Sau se deschid poate multe mai po multe plusuri este și deschid multe porți adică mi-aduc aminte că atunci când lucram am lucrat la câteva școli de șoferi în, în Pitești deci când eram la facultate și un mare plus era că automat aveam 70-80% de instructori și capacitatea de a, de a gestiona și de a menține acel, acea companie frumoasă era și tatur, de faptului că eram femeie și inclusiv acea portiță de a merge la, nu știu, cel mai mare polițist să rezolvi lucruri, pentru că șeful meu nu avea curaj și putere să meargă, era același să te duce acolo și să deschideau porțile. Sau oameni și examinatori care, la care nu aveai accesul, erau exagerate de duri, uh, veneau la noi și avem conversații frumoase și cumva școala a câștigat prin partea asta că crea relații și puteai să ajungi la ei într-un alt mod. Deci sunt multe, multe, avantaje și că sunt femeia, ai această oportunitate de a se deschide niște porți și să ajuți cât mai multe persoane sau servicii prin faptul că poți să oferi un zâmbet, să vorbești diferit, să ceri într-un mod diferit poate ceea ce ai nevoie să ceri să fii empatic, femeile da. sunt mult mai <coughs> empatice, așa că da. e mai ușor să intre în contact cu ceilalți și am mai sesizat un lucru uh, multitasking, așa adică da. poți să faci mult mai multe lucruri deodată decât da. poți să facă uh, bărbații da. Noi suntem, dacă ne-am concentrat pe un anumit lucru, acolo rămânem. Da, e exemplu ăla celebru cu felul în care este creat creierul unei femei și felul în care este creat creierul, creierul unui bărbat. bărbat. Da. Da. La femei, cum era, mai multe rafturi și se deschid da. așa mai multe cutii. Pe când la bărbați ai deschis un raft, la ei da. Acolo e. Da. Te pui în fața televizorului și stai și butonezi. Numai un bărbat poate să înțeleagă asta. O femeie nu prea. Mă uit da. la soția mea care în același timp, are grijă de. le, le dă să mănânce copiilor, uh, calcă, uh, pune și la mașina de spălat, uh, pf, eu cum am pus să fac un lucru, nu trebuie să mă deranjezi, aici trebuie să rămânem. Dar este de, de apreciat felul în care Dumnezeu v-a creat pe voi, femeile, și felul în care ne completăm. Cred asta că asta e. E, asta e secretul. Da, asta este și asta e partea extraordinară când ajungi să o înțelegi, să o conștientizezi că dacă am fi la fel, ar fi mai mare haos și n-ar fi frumos, dar în egală măsură, în momentul în care o conștientizezi, te poate ajuta să ai o relație excepțională, adică să înțelegi că tendința mea este de a împacheta foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt și să fiu multitasking, care și multitasking are plus și minus. Categoric. Așa, în egală măsură de a te înțelege pe tine, soțul meu, că nu o să poți să faci ca mine și să nu te judec pentru că nu poți să faci ca mine, ci să pot crea spațiul pentru tine să faci în modul tău care automat înservește și mie și familiei. Cum l-ai cunoscut pe Cristi? Pe Cristi a fost un... E o poveste interesantă acolo, așa. El a stat până la 16 ani la Curtea de Arge și este crescut în Curtea de Arge, dar părinții și bunicii ca proveniență sunt de lângă Buzoiești și au hotărât să se mute în, în Costești, să fie mai aproape de părinților, cumva. Și s-au mutat în în Costești mai, mai devreme, cred că la 15 ani, dacă nu greșesc s a mutat la Costești și practic a ajuns într-o clasă, în clasa în care a ajuns el să înceapă liceu cu unul dintre acești prieteni în grupul nostru și a început să vină pe la el pe la țară, în care era și cerșania acolo de unde sunt eu și a început să vină pe la el pe la țară și așa să intre în cercul nostru și să ne cunoaștem și de acolo a fost, a, a pornit cunoașterea noastră ca persoane și ceea ce mi-a plăcut foarte tare era că era un băiat foarte înalt și cu dinții albi. Voi vă cunoașteți în adolescență? Da, noi suntem de 18 okay. ani. 18 împreună, cam așa aici, 18 împreună, Și v-ați început relația de prietenie din timpul liceului? Da, de atunci am început să ne cunoaștem, să vină el în grupul nostru, să... Nu, da, relația voastră oficială cumva, de iubit-iubită, da. hai să spunem uh, așa. Da, undeva de unde aveam eu undeva la 17 ani. Okay, deci da. E mai mare el? El e mai mare? O, Cu patru mai... luni mai mic. patru luni mai mic! Da, uite, Cristi, te apreciez. Dar este mai mare, da, el are aproape 1,90 m. Deci este mai mare acolo. Da. Compensează. Compensează. 18 ani de când sunteți împreună da. ca relație, așa. Da. După cât timp v-ați căsătorit? Aveam eu 21, deci după. De facultății? Anii, da, okay. ultimul no. an de facultate. Și, și el lucra? Părinții lui, tot la fel, vin o familie în care nu neapărat a avut posibilitatea să fie susținut, și și la liceu a muncit foarte mult. Părinții lui, tatălui, l-au muncit în construcții. Astăzi, chiar, se împlinesc 3 ani de când a decedat. Oh, și... Îmi pare rău. Ne bucurăm că a fost așa și ne-a dus cât ne-a dus și rămâne, rămâne cu noi oricum pentru că el este în celulele noastre și am preluat atâtea de la ei și uh, Cum vorbești despre asta? Că rămâne în sensul de educație, de principii că Și de... studiile nu fac decât să demonstreze ceea ce Biblia spune și spune că până la șaptea generație Acum chiar sunt niște studii foarte frumos făcute încât până la șaptea generație noi avem bunicii străbunicii noștri adică orice studiu vine și spune ceea ce deja e spus acolo, doar să ne dăm voie să acceptăm. Și atunci spun că rămâne cu noi, rămâne în corpul nostru. Până și bunicii, străbunicii sunt acolo, sunt în celulele noastre, în prin tiparele ADN noastre, spui. prin ADN-ul nostru. Mm -hmm. da. Și da, poate nu mai este în forma aceasta fizică de care noi oameni suntem foarte atașați, ci dacă ne dăm voie să simțim și să vedem importanța lui și cum a fost și ce ne-a dus și ce am luat, este cu noi. Mm -hmm. De aici e zâmbetul de pe buzele tale da. când vorbești despre da. uh, el care nu mai e de regulă atunci când vorbim despre o persoană dragă ce nu mai este printre da. noi uh, avem o altă percepție da. dar când știi toate astea nu poți să faci altfel decât așa și să da. te gândești cumva și cu speranță pentru ceea ce urmează să se întâmple Odată, dar în egală măsură um, te uiți la frumosul pe care ți l-a dus eu m-am considerat tot timpul fata lui, el și-a dorit o fată și-am considerat că chiar am fost fata lui. Și pentru mine are o împrentă specială. Mă bucur tare mult să-mi spui asta. Da. Nu, nu e puțin lucru să existe o astfel de relație între da. noră și uh, tată, tata-sopru. Și, 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 și mami, mami Florina îi spun ca să facem diferență, îi spun tot și la mama mea sacră. Mă bucur tot, mult. Mami da. Asta pentru că Relația asta așa apropiată cu Socrii da. și de o parte și de alta, și o să mă întorc la Cristi, așa. vine pentru că uh, voi nu locuiți împreună? Și pentru că vă vedeți mai rar și pentru că atunci când vă vedeți există relații din astea frumoase? Adică pot să confirm da. că s-a întâmplat asta? Că este uh, o consecință sănătoasă? Da, sunt sigură că e consecință sănătoasă, pentru că și cu soțul și soția ta, dacă stai prea mult împreună, te plictisești de el și apar discuții. Și credând cu toată tăria mea că, bine, și maturizarea noastră foarte mare, dar acel spațiu pe care tu îl creezi te face să-l iubești și diferit pe celălalt, să-l poți să-l apreciezi mai mult, să poți să-i uh, vezi frumosul pe care îl aduce în relația ta și pentru că este acolo în forma care este, poate la distanță, poate câteva ori pe an, poate în anumite uh, momente în care poate Alex să vină la noi și au po o posibilitate aceasta și să te bucuri mai mult de oameni și de frumosul pe care ei îl aduc dar să știi că asta a venit mult după ce eu și Cristian lucram mult cu noi întotdeauna am avut o relație frumoasă și i-am iubit foarte mult, dar puterea de a conștientiza ce minunat că ai și că sunt ei, vine după lucrul acesta cu noi, cel e, puțin la noi În ce constat asta? Mai, mai precis. Adică cu ce, noi. ce ați făcut voi, concret? Nu știu, a, da. ați făcut anumite cursuri? Da. Da. Ați citit mai mult? Nu știu, l-ați chemat mai des pe Dumnezeu în viața voastră? Noi, oricum, l-am chemat în viața noastră, dar ți-am spus nu neapărat am rămas doar la o formă anume, ci prin a trăi. Cred că asta e mare diferență de a rămâne la o formă pe care o practic se practică, ci al găsit. Tu, prin căutările tale, prin dorința ta de a face o prezență într-un mod special în casa și ta. Și ce-ați făcut voi mai Ce-am făcut, dacă ar fi să mergem acum ultimii ani de când să spunem că avem noi această mare schimbare, a fost să lucrăm cu mintea noastră, să vedem uh, ceea ce fac și eu astăzi, să văd că tot ceea ce am judecat poate la ei, în primul rând că există și în mine există poate într-o altă formă, dar există și mine și dacă judec la ei, judec pentru că de fapt... Când vorbești despre ei, vorbești despre, despre părinți, despre... despre... Și okay. oameni din jurul nostru. Acum okay. putem să luăm părinții pentru că de la ei am plecat. Și să văd uh, binecuvântarea care a venit datorită acele lucruri, lucruri pe care eu le-am judecat la el. Dacă spunea că, uite, părinții mei nu m-au ajutat să am o facultate și că nici la el n-a fost acest suport, uh, tatălui a fost... Uh, a consumat mai mult alcool, să spun așa, și am văzut cum ne-a servit nouă, că el a avut viața care a avut-o și experiența care a avut-o, cum ne-a servit nouă, că mamei Florina, ca să spun așa, are experiența ei de viață și impactul ei asupra noastră. Și dacă ar fi fost ceva care înainte aș fi judecat la ei, acum pot să văd de ce am avut nevoie de lucrul ăla, pentru că eu l-am vindecat în mine. Eu nu pot să judec ceva în cineva decât dacă îl judec în mine. Dar cum ai făcut asta? Cum ai prin, prin procese, deci, lucrăm cu. lucrez. Este această metodă pe care, cu care lucrez eu acum, dar nu lucrez doar cu ea, metoda de Martini. Așa, lucrez și cu mult și cu discul și cu limbajele de iubire, este o combinație de mai multe. Dar în a te opri și a pune pe hârtie. În primul rând, tot ceea ce admiri și desprețuiești la părinții tăi, că de acolo, cum am povestit noi la începutul podcastului, da, întâlniri noastre că copiii sunt fideli uh, sunt fidel părinților. Și mă duc și caut copilul de mine, chiar dacă am 30 și cât am de ani, de 6 de ani, chiar dacă pe, uh, să rămână. Așa, chiar dacă am o vârstă asta, să mă duc să spun că că eu încă am vârsta care o am, nu încă am un copilul care judecă și are suferința copilăriei că nu a fost așa cum i am dorit eu, Cerasela în în copilăria mea. Și mă duc și caut acolo, în trecut, să văd durerile mele. Care au fost durerile mele? Ți-am una dintre durere a fost că am stat cu bunicii și că, sau că părinții mei n-au stat singuri. Și atunci mă duc să văd ce doare acolo, care sunt percepțiile, care sunt durele foarte, foarte specific cu degetul pe rană, ce m-a durut în relația de acolo, poate discuțiile care au fost, mă duc și lucrez pe discuțiile alea, care a fost percepția mea cerasela, nu sora mea sau fratele meu, că percepția e diferită, care a fost percepția mea cerasela de durere în relațiile care au fost și în copilăria mea sau modul în care tata s-a purtat sau mama s-a purtat și merg și cau să văd care au fost lecțiile? M-a durut. Cum mi-am cocreat situația respectivă? De ce a venit în viața mea? Cum eu, copilul Cerasela, din durerile alea, am ajuns omul care sunt astăzi. Practic aleg să nu rămân la nivelul ăla de acolo de jos, să zic la parter și să-mi dau voi să mă ridic la un etaj, nu știu, 10-20 și să văd acum de ce am avut nevoie de experiența aia? Și cum fac ca să mă vindec? Nu știu, tu spui asta, ai făcut singură Am făcut, asta? nu. Am... Faci terapia asta pentru tine, o da. spui și altora, ajut și pe alții? sau? Da. Deci, în primul rând, eu am început procesul meu când eram, cât de mult mi-am dorit copii și am fost dedicată total la un an, când avea băiețelul meu un an și deja eram epuizată fizic, psihic, oarecum. Și atunci am dat noi de Monica Ion și am început să lucrez cu ea unul la unul, după care am început să fac cursurile ei, după care am început să lucrez din ce în ce mai mult diferite cursuri direct cu de Martini în engleză, în, 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 foarte multe cursuri. Dar, în primul rând, am lucrat în tot procesul ăsta foarte mult cu mine și eu și Cristi. Pentru că de acolo vine și relația noastră foarte frumoasă. Din totdeauna am avut o relație frumoasă, de când dacă suntem în Belgia, dar de acolo a venit foarte mult această conștientizare a noastră de dacă eu vin să-i spun lui ceva nu e despre Cristi, soțul meu, e despre mine, ce doare mine, de ce vin să-l atac pe el, de ce mă duc să judec ceva în el, nu o să judec lucrul la în Cristi, de fapt îl judec în mine, că mie nu mi se împlinește o nevoie. Și da, este un proces în care lucrăm cu oamenii și lucrez eu și eu în continuare lucrez cu mine, pentru că noi vom, am zis că o să învăț până o să mor, până ultima zi îmi doresc să învăț și continui să lucrez cu mine și să caut când vine ceva în viața mea, de ce vine? Nu vine la întâmplare. Nu cred că lucrurile vin în viața noastră cu întâmpl la întâmplare sau că noi ajungem familii la întâmplare. Am ajuns exact în familia care aveam nevoie ca Dumnezeu să sculpteze ceea ce am eu nevoie să ajung pe pământul ăsta. Tu când uh, vorbești despre tine sau când vorbești și altora, da. uh, tu, tu vorbești și cu alții despre asta? Adică ajut și pe alții? Da. Asta fac toată ziua până noaptea și WhatsApp-ul meu e mereu plin. Deci lucrez cu oamenii unul la unul și căutăm plecăm de la părinți, că ți-am spus, ei sunt vaza și plecăm și lucrăm în mod special pe mama și pe tata, ce doare acolo și care sunt judecățile și durerile sau subordonările și lucrez în grup, chiar în seara asta pornesc uh, o grupă în care ne întâlnim mai mulți și ne întâlnim pe fiecare un timp de 10 săptămâni um, miercuri seara, câte două ore jumate în care venim, căutăm împreună ce doare avem un proces de lucru, avem o grupă de WhatsApp pe care toată săptămâna ne scriem, vin întrebări uite sunt aici în dificultate ce se întâmplă cu mine, nu știu pentru că doare când intrăm acolo, doare foarte tare Sunteți doar doamne sau? Nu, nu. suntem, destul de mult mi-atrag, vezi că e masculin ăsta mi-atrag mulți antreprenori pe partea asta, deși antreprenoare, deși antreprenori și lucrez foarte bine și cu partea masculină și nu, suntem și bărbați, suntem și femei și uh, cred că dacă ar fi să fac un calcul cred că în proces am mai mulți bărbați decât femei, dar în, în grupe vin mai multe femei decât bărbați Dar trebuie să, este o regulă să fie neapărat antreprenor? Ai amintit nu, de mai multe nu, nu, lucruri Nu, nu, este o regulă adică nu trebuie neapărat să ai propria ta facere nu. cumva să fii și mulțumesc. patron, hai să vă. Da, mulțumesc Și <sus> să dorești să vrei da. să găsești soluții pentru nu știu, problemele cu care te confrunți. Da, da. Sau. Trebuie neapărat să ai probleme ca să ajungi. Noi în avem cu toții. Nu, da Adică trebuie să le conștientizezi <gri> sau pur și da. simplu dacă tu vrei să devii, nu știu, un om mai, mai bun. Da. -bar nu știu. da. Ideea este că fiecare dintre noi avem un moment de conștientizare mai mare la anumit uh, moment în viața noastră. Adică noi învățăm din durere sau din plăcere. Da. Și. De ce mai multe ori alegem să învățăm din durere? Știi când dai cu capul și nu vrei să-ți iei lecția și la un moment dat, dacă nu mai poți, spui gata, m-am săturat. Deci putem să învățăm din forma asta sau putem să învățăm pentru că alegem noi să învățăm. Și atunci, sunt oameni care ajung să intre în cercul nostru prin evenimente pentru că avem așa multe evenimente în ultima perioadă, prin uite, prin într-un uh, club de afaceri, indiferent care este acesta, prin prieteni care recomandă. De exemplu, vin oameni și spun, mă conectează, contactează, spune ce rase la că mă cunosc, trebuie să ajuns neapărat pe fata asta și sunt momente care la 11-12 noaptea mă duc pe zoom și lucrez cu cineva care are un atac de panică sau cineva care simte că atunci moare și nu poate să rezolve problema. și... Atât de grave At... sunt situațiile? Da, și atât de grave. Dar sunt și oameni care își dau seama că chiar te să fac o schimbare în viața mea și știi că tu când îți dorești începi să intri în cercuri, vin către tine pentru că tu ești pregătit să-ți lecția și ajungi să cunoști și în ultimul timp dezvoltarea asta personală este destul de populară și se, sunt din ce în ce mai mult cadruri în care tu poți să intri și să cunoști oameni și să spună știi, uite cunosc pe X care te poate ajuta Cunosc, cunosc pe ex care poate să te ajute să te uiți diferit la această problemă percepută de tine decât ai făcut-o până în modul ăsta. Pentru că ce facem noi sau ce fac eu, scot omul din povestea lui. Noi avem o poveste pe care ne-o rulăm și vrei să vezi doar așa și eu îi spun deschide și mai deschide și mai deschide. Sau tu ești la etajul 1 și vezi doar la parter și vezi doar în fața blocului și în spate și eu spun ia uite-te -te și la 2. Ce-a venit către tine? Ia uite-te și la trei, ia urcă-te și până la patru și uite-te cum au venit lucrurile astea în viața ta. Îl uh, implici pe Dumnezeu da. în uh, discuțiile astea pe care le da. porți cu cei care cer ajutorul? Da. Uh, poate fi direct sau indirect, pentru că nu neapărat trebuie să plec de la modul ăsta de hai să vedem cum vine în Biblie, dar oamenii care... Știu și cunosc destul de mult Biblia, vin ei și îmi spun sau le spun eu, hai să vedem cum e acolo. Că nu, nu s-a inventat psihologia. Este deja spus acolo, doar că nu ai putut să vezi anumite lucruri și ne zicem, mai să vedem, acolo cum este, în experiența respectivă cum este. Și am mulți creștini cu care lucrez, destul de mulți, și vin ei și îmi spun, și asta mi se pare foarte frumos, când vin și spun ei, stai că uite și acolo scrie așa, de ce n-am văzut până acum? Rugăciunea este implicată în procesul ăsta? Înainte sau de față cu persoana, în funcție de, de omul cu care lucrez. Câte ore petrești o rugăciune, așa, personal? Sau cât timp? Hai nu m-am gândit așa să pus, o pun în ore, dar... Este un alt mod al meu de a fi în care nu, nu ne raportăm că mă duc la copilărie. Rugăcina doar în modul la clasic. Uh -huh. E o mare recunoștință pe care o trăiesc în permanență. Un acel mulțumesc care îl simt și îl duc cu mine în toate acele sesiuni de lucru. Adică nu doar mă pun pe genunchi sau These nu știu, o chestiune de formalism. Nu, nu, ci e acel să trăiești și să vezi momentul ăsta. Wow. Chiar s-a întâmplat asta în lucrul nostru. Mulțumesc. Ce e, 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 un alt mod de a trăi. Știu că poate e diferit. Sau să ajungi după lucru să simți în fiecare celulă corpului tău că a fost pentru, pentru noi momentul ăla. Spune-mi, apropo de uh, activitatea ta da. din ultima perioadă, de când faci tu asta? De un an și ceva oficial, un an jumătate așa cu scârti de business, de antreprenor, cum se spune. Dar e un pic mai mult de când tot lucrez în, și îți este bine? O, trăiesc. Acolo... Nu, nu mă gândesc doar așa la satisfacție da. pur personală, ci așa pentru suflet da. și pentru faptul că faci bine pentru oameni, da. ci și din punct de vedere, nu știu, financiar, profesional. Cred cu toată tăria că banii sunt o resursă, dar că îi primim ca o recompensă. Oamenii care lucrez știu foarte bine că foarte rar vorbesc despre bani și nu iau în calcul, și că o să fiu dispusă să lucrez și să ajut omul, omul pentru că pentru mine oamenii sunt importanți deasupra la orice. Că e nevoie să fie și partea asta, pentru că și -o am familie, și am copii, și avem nevoie, și știu că cu cât eu câștig mai mult, o să ajung mai multă lume, și am multe proiecte în mintea mea care sper să. Nu o să zic sper o să ajungă să se realizeze atunci când o să fie timpul lor, dar. Nu, nu pun parte, nu pun accent pe partea financiară. Um, crezi că uh, banii sau se altfel, Așa. Um, există o barieră, ar exista o barieră în a, a încerca să-i ajuți pe alții sau să alții să vină la tine mm -hmm. să-i ajuți dacă s-ar pune problema banilor? Ideea este că de multe ori dacă nu suntem gata să plătim financiar, nu o să fim, foarte mulți dintre oameni nu sunt gata să plătească nici cu implicarea lor. Hmm. Și aici vine un egal pe care trebuie să-l luăm în calcul și aici este un lucru care și eu am lucrat să înțeleg mai mult că nu, mai, nu pot să rămân doar în salvator și nu vreau să rămân în salvator și lucrez cu mine pe partea asta, adică să aleg oamenii, care, și dacă lucrez gratis, aleg oamenii care sunt dispuși să muncească și să fie acolo ca să rezolve ceva în egală măsură în care dacă tu simți că nu dai înapoi, nu o să te implici și să vede lucrul ăsta. Și de multe ori, mintea noastră apreciază lucrurile decât dacă sunt foarte scumpe sau dacă simt că prin prețul respectiv primesc valoarea care, care și-o doresc. Și este un raport care trebuie să fie și e necesar, dar ți-am spus, eu cred că deasupra la toate pentru mine personal sunt oamenii și banii vor veni ca o consecință. Ca o răsplată. Ca o răsplată pentru că este acolo și trebuie să fie acolo. Și știu că vine, dar nu pot să-i pun eu ca un număr unu în viața mea. N-am cum, nu sim, simt, nu trăiesc. Chiar dacă sunt într-un curs în care încerc să învăț niște pași și după aia vine conflictul interior în mine și spune tu nu ești asta, Cerasela Și chiar și săptămâna trecută am făcut o postare, nu e despre mine asta. Știu că banii vor veni pentru că Dumnezeu știe că o să am un plan cu ei mai mare și că va fi un plan cu ei mai mare. Dar nu e despre asta. Cel puțin nu cu mine. Poate cu alți oameni, da, și avem nevoie de oamenii ăștia. Dar nu neapărat el meu. spune te rog, care este cea mai emoționantă uh, poveste de viață hmm. pe care ai, nu știu, ai ajutat-o? Sau care poate că la un moment dat s-a sfârșit interacțiunea într-un anumit mod sau altul? Au fost multe. Au fost foarte multe. Dacă nu știu să mă duc acum exact la unul, că nu vreau nici să intru, dar sunt violuri pe care lucrăm și care dor și poate le-au dus 50 de ani în urmă cu ei sau în spatele lor și au dorit foarte tare. Cred că partea de abuzuri sunt cele mai intense și când intrăm acolo, oamenii, inclusiv în prima parte, suferă fizic pentru că corpul răspunde la această. acest intrat al nostru undeva sub bine ascunse. Și cred că cele mai, cele mai dureroase a fost partea asta de abuz fizic, fizic cât și sexual. Este tulburător da. ce se întâmplă. Chiar uh, aseară a fost o persoană care spunea despre într-o întâlnire publică da. de aceea am și permit să, să spun lucrul acesta spunea despre faptul că are nevoie de susținere în rugăciune pentru unul dintre copii care a fost abuzat sexual Da, da, da și cred că acolo, acolo e cel mai dureros pentru că, în primul rând, omul să aibă puterea să-și dea voie să intre acolo și să poți să rămâi cât este nevoie, au fost momente când am stat și patru ore în sesiune, în tăcere, să-și dea voie să intre, automat trebuie să-și închidem partea aia, să nu rămână deschisă, că poate fi mai dureroasă, pentru că chiar am avut pe cineva de curând, care a venit chiar la urgență, am lucrat, că a deschis o buclă, nu a fost închisă, și a avut atacuri de panică și viața ei a decăzut foarte tare. A aflat ceva din copilăria ei de primele luni de naștere printr-o metodă de... Nu știu exact care psihologie cu care metoda intră intrat acolo, dar pentru ea momentul acela a deschis și a descoperit ceva atât de dureros i-a impactat atât de rău ultimul an de viață în care a căzut în ce în și acum era într-un punct foarte critic. Și atunci să ai puterea asta că deschizi... Și intri într-un subiect atât de greu să poți să-l închizi, să vezi de ce a venit către tine și de ce s-a permis în viața ta lucrul ăla. Abuzul acela. Cum viața ta s-a transformat de acolo. Pentru că îmi place să folosesc cuvântul și să simt ce de ce s-a permis. Că Dumnezeu permite. De ce permite? Și ai un răspuns? Da. Pentru șlefuirea noastră. De ce sunt atât de multe dureri și oameni care ajung să cadă până în ultimul nivel, de ce permite Dumnezeu lucrul ăsta? Pentru că mă, poate e singurul mod în, în care el, ei aleg să se oprească, să-și rememoreze viața și să se conecteze cu el. Și am multe exemple. Asta este partea frumoasă și da. m-aș bucura tare mult să putem să, înțe să înțelegem cât mai mulți <coughs> fațeta aceasta a lui Dumnezeu păcat este că uneori se, se pleacă de la sau mă rog, se, se dă vina pe Dumnezeu mai degrabă pentru ceea ce pentru, nu știu, lucrurile nepotrivite din viața noastră și mai ales când apar comparațiile. Cred că acolo este cea mai mare problemă când începem să ne comparăm unii cu alții, când de ce X este așa și Y este așa, când de ce mie și de ce lui nu sau știi, e întrebarea asta care pentru mine este încă fără răspuns. E și cumva, oarecum subiectivă. Pentru că mi s-a întâmplat de ce oamenii buni mor, știi? Cam așa. Și spun că mi s-a întâmplat în sensul că am pierdut-o pe mama cu vreo, 11 ani în urmă. În urma unui cancer. Și așa, galopant. Și m-am tot întrebat, de ce oamenii buni nu mai sunt printre noi. Iar cu un an înaintea morții mamei mele, a bunicul meu, adică tatăl ei, da. și asta, din nou, vine așa ca o, ca o lănțuire și uneori este o întrebare la care nu avem neapărat un răspuns rațional. Nu neapărat putem avea un răspuns. Adică o să găsim răspunsul, nu neapărat o să le găsim pe toate Asta o să le găsim undeva mai târziu, da? Dar. Tocmai pot, dacă eu mă aplec să mă uit către experiența aia, pentru că lucrăm foarte mult și pe moarte și acolo iarăși sunt uh, momente în care oamenii schimbă total viața, pentru că au rămas, cum ai spus și tu, foarte atașați de momentul morții a cuiva drag și au rămas acolo și doare foarte tare și căutăm să vedem de ce s-a permis ca omul acela să plece din viața noastră sau după acest pământ. De ce poate pleacă copii după pământul acesta așa repede? Și poate sunt întrebări la care nu ne găsim răspunsul acum. Deci la unele putem să găsim răspuns. Dar dacă noi căutăm cu toată capacitatea noastră, și rațional și cu sufletul, pentru că ele sunt împreună, nu lucrează separat, să văd ce s-a întâmplat după o să am capacitatea cât de mult pot eu la momentul ăla, că nu pot să spun că o să fiu la moment gata, asta e total, nu. Dar am din ce în ce mai mult capacitatea să văd mai marele acele experiențe. Da, să ne ajute Dumnezeu să, să putem să, să înțelegem toate aceste lucruri și e mare privilegiu să pot să uh, reușesc să ajuți oameni aflați în situația asta. Uh, studiile arată că uh, cea mai mare problemă a omenirii noastre este depresia. Și a oamenilor, da. Și mai ales la tineri. Aici este o mare problemă și când descoperi oameni care să fie empatici, care să te poată înțelege, care să te poată ajuta, este poate beneficiul cel mai mare pe care îl putem oferi celor din jurul nostru. Spuneai la un moment dat că ceea ce îți dăți e siguranță. Da. Ceea ce te, te face să, să fii împlinită este și uh, relația pe care tu o ai construit-o acasă cu soțul tău. Da. Și faptul că ați fost binecuvântați cu doi copii, un băiețel și o fetiță, da. care este prenumele lor? Aris și Sofia. Aris, care este mai mare? A cinci 5 ani mai mic. A, el este mai mic. Da, ok. și să fie 7 și Sofia, și ani. 7 ani, el 5 și ea 7 da. să vă trăiască, Mulțumesc să fie să sănătoși, și cuminți. <laughs> și ascultători. Uite, uite, asta eu nu sunt în totalitate. Nu Ești de acord? Nu. Pentru că atunci când sunt cuminti și ascultători, înseamnă că o să reproducă comportamentele mele ca părinte și nu o să le găsească pe ale lor. Uh -huh. Poți să dezvolți. Da, okay, Chiar, okay, E interesant da, subiectul ăsta. Da, noi ne dorim foarte tare ca copiii noștri să fie cu Și Ce înseamnă cu min? Să nu ne scoată pe noi din ale noastre. De unde vine bine cuvântarea copiilor în familiile noastre? Că ei o să te scoată din ale tale? Pentru că de cele mai multe ori noi nu alegem să o facem. Și e nevoie ca să vină din exterior. Și atunci când tu uiți să te deconectezi sau să pui o de frână, ei vor face. Și. Acel copil cu minte e un copil subordonat, e un copil care renunță la el pentru binele părintelui, pentru a fi mama fericită, tata fericit. Pentru că, da, este o nevoie psihologică de bază acolo. De fapt, sunt trei. Dar să spunem că luăm una aceasta de a fi văzut. Și copilul renunță la el pentru a-și împlini nevoia de a fi văzut. Și pentru a fi văzut, poate unii fac prostii sau alții sunt cuminți. Ei bine, în cumințenia aia, ei nu știu voie să experimenteze și să se găsească și regăsească pe ei. Eu, ca părinte, trebuie să creez un spațiu pentru ei în care să urmărească aceste principii în egală măsură în care îi dau și oportunitatea să dezvolte și să găsească soluțiile lor, lor nu soluțiile mele. Pentru că poate soluțiile mele sunt bune pentru mine, dar nu neapărat sunt bune și pentru ei. Și îți iese asta? nu iese tot timpul, nu o să iasă tot timpul, dar conștientizez cât de mult pot. Deci pe fiecare zi noi suntem într-un proces. Cu cât îmi dau voie să mă opresc, să-l conștientizez mai mult, cu atâta lupta mea va fi, să zic, mai bună sau mai ușoară. Care dintre cei doi îți seamănă mai bine? Aris. <laughs> Aris îți seamănă, are personalitate puternică? Foarte puternică, <laughs> da. ne provoacă maxim. <laughs> Și cum îl disciplinezi? Cum îl disciplinez? În primul rând copilul are nevoie foarte mult să știe că el este iubit, indiferent ce alege să facă. Și că el comportament, noi lucrăm la comportamentul lui, nu la copilul acesta sau la Sofia. Comportamentele au nevoie să fie prelucrate și lucrate. Copilul meu e perfect. Nu mi-a dat Dumnezeu un copil cu probleme. Mi-a dat copilul de care eu am nevoie. Dar comportamentele, acest ADN de șapte generații și mai mult, ar nevoie să fie prelucrat. Ok, și cum îl disciplinezi? Cum îl disciplinez? Păi, um, noi am, am pornit această căutare a mea înainte să iau cu, cu toate cărțile de dezvoltare personală, de parenting, de uh, creierul copilului, de uh, cum se dezvoltă și nevoile lui, cum să poți să îi le îndeplinesc cât mai mult. Și mă mult, foarte mult la ce are nevoie el, dar unde pun eu limita. Adică, că va avea mereu încă ceva de joacă la el va fi încă ceva de joacă, nu se poate opri din joacă sau provocările de, nu știu, la masă trebuie să se joace la spălat, nu o să stea la spălat, se mai duce și mai face ceva. Și atunci să găsești acele reguli pe care le, le propui ca familie și servesc. Uite, când suntem la spălat, avem șapte minute pe ceas, timp în care noi trebuie să fim gata spălați, îmbrăcați și în pijamale. Dacă nu o să fi, reușim să facem timpul ăsta, Va fi o repercursiune. Ok. Uh, asta este legat de comportamentul da. ăsta, așa, în da. casă. Dar uite, îți dau o speța următoare. Așa. Noi, ca părinți, ne-am trezit în situația în care am fost mințiți de copii. Deși da. nu i-a învățat nimeni să facă lucrul ăsta. Dar, da. Nu știu, prietenii, societatea, habar n-am. Uh, cum reacționezi? Se s-a întâmplat? Da. Cum l-ai uh, disciplinat și, mă rog, cu niște consecințe, oh. Da destul de nepotrivite atunci când ai fost uh, probabil pus în, în fața unui uh, alt părinte, da, cu situații de genul ăsta. Cum ai făcut să-l disciplinezi? Spuneai la o, da. și mai, mai completez ceva, imagine din ceea ce ne-ai povestit tu. Că tatăl tău a zis că, uite, eu nu v-am dat niciodată o palmă. Da. În contextul ăsta, disciplina pe care o aplici tu im a implicat vreodată sau implică și... Uh, nu știu, limite impuse prin uh, forță? Nu sunt de acord cu ele și mi-am dorit foarte tare, chiar dacă mă înfurici toată zic, deci nu mai pot acum simt că ți aș da o palmă la fund dar o, aleg să, să o verbalizez să-i spun, zic mama, acum am încercat, ce-am știut eu mai bine în momentul ăsta nu știu cum să mă compor cu tine în așa fel încât noi să colaborăm cât mai bine, de obicei asta e formularea care noi o aplicăm se întâmplă și la noi să țipăm cu toată, nu zic nu că, va fi, că, nu va fi lucrul ăsta. Am putut până în momentul ăsta să nu mergem pe partea fizică niciun pic, dar manifest, adică în momentul în care simt că, moment, că nu mai știu ce să fac, îi spun, Aris chiar nu mai știe mama ce să facă cu tine, nu -și, spunem tu ce pot eu să fac acum, dar asta cu la 5 ani numai de vreme, da? Spunem tu ce pot eu să fac acum ca noi să găsim colaborarea aia cea mai eficientă, să putem să obținem lucrul ăsta într-un mod cât mai frumos pentru noi ca familie sau ca, nu știu, încerc cerc unde suntem, da? Așa. Și în prima parte, deci acum putem să facem lucrul ăsta că am tot repetat-o, repetat-o. Dar, în primul, în cipiu, copiii mei nu zic că nu mint, se întâmplă să o, o facă și ei Dar copilul meu e cel care iese De la pe ușă, dacă a făcut vreo uh, prostie, zic mami vezi că am făcut prostia asta Și mă duc la doamna care educatoare ne spunem Iuf și spun, uh, Puteți să-mi spuneți mai explicit ce a făcut Aris Că uh, el nu are timp să spună că el fuge la joacă Și doamnele rămân uimite Că e singurul copil Care el iese și spune Direct la mamă ce a făcut și pleacă la joacă Și nu zic că Nu, că nu, nu sunt momente când mint Și mă duc și mă spun ok de ce a fost nevoie să-mi spui altceva? Și căutăm să înțeleagă că el nu va fi niciodată pedepsit pentru că își dorește și are alte nevoi decât ale mele. Sau că el, în minciuna lui, încearcă să protejeze ceva. Uh -huh. El nu face cu intenție de a te minți pe tine. El face să-și protejeze niște valori ale lui. El își dorește ca în minciuna aia să obțină ceva. Da? Și atunci mă, mergem foarte mult și spunem, ok, de ce ai avut nevoie să faci lucrul ăsta? Ce vrei de fapt să-mi și eu nu pot să pricep? Și îl pun mereu, repetăm încă de mici, dar noi atunci când eram mai mici și învățam, cum putem face diferit? Care e altă cale în care tu puteai să-mi spui și să găsim soluția noastră? Și îl pun pe el să găsească. Și găsește? Acum, după atâta repetiție, da, când eram mai mici, nu, când eram mai mici căutam, uite, ar fi o variantă asta. Ar fi o variantă Da, da. Dar încerc foarte mult să comunicăm și ei să fie foarte implicați în familie. Adică la masă și ei stau când povestim câte lucruri și spunem, la voi cum să vede asta, la voi cum vedeți asta, uite, noi ne gândim la varianta asta și cu cât îi implici mai mult, o să rămâi umit de ce răspunsuri o să aducă. E mai ușor să fii mamă de fată? Depinde că dacă fata ei, ca, ca mama ei, aș fi fost la fel de energică, posibil să nu fi fost no, la fel. Acum vorbesc strict despre tine Stric și de... relația cu Sofia. Sofia este o fată foarte maleabilă, um, foarte ușor de gestionat comportamentul ei și modul ei de a fi și da, cu ea este ușor. A fost mai mereu ușor. Eu invidiez felul ăsta, adică prima dată fată și apoi băiat. Cred că are un impact da. important da. așa relația dintre soră mai mare și frate mai mic, da. e la noi lucrurile sunt diverse. <laughs> adică băieții lui <laughs> e mai mare și fata e mai mică. Când, când sunt doar da. cu fata, suntem doar cu ea, și el nu este în preajmă, lucrurile merg ca unse. Când apare, mai se transformă ea din fată în băiat. <laughs> incredibil, incredibil de mult. Și acum nu că fac, nu fac nu știu ce mari lucruri, dar se vede așa în comportamentul ei, că devine mult mai uh, dornică să facă năzbâtii, mult mai uh, implicat așa în, cum, în, activități din astea uh, băiețoase. Deși ea este, se vede de la cer la pământ, că este fată în toată plinătatea. Uite, apropo de chestiunea asta al Așa, și aș dacă îmi permiți. Da, 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 da. Dar am întrebarea asta în minte, Zici, tu rog. spui ce vrei da. să spui și răspunzi și la întrebare. Uh, se spune despre uh, educația din Occident că este din ce în ce mai aplecată spre zona asta de intimitate, de sexualitate, de care este adevărul. Spune-mi întâi ce aveai tu în minte și apoi da. zim și despre... Vreau să zic cu fata că este mai mare. Mie mi-a spus cineva atunci când am avut, cred că nu eram chiar gravidă, dacă tu îl crești foarte bine pe primul, cu al doilea va fi foarte ușor. Pentru mine lecția asta a fost foarte importantă. Și ți-am spus noi când am hotărât să avem copii, pentru că am hotărât și am spus, Cristi, vreau să fi implicat până la șapte ani, nu există, eu sunt mama, tu ești tata, suntem împreună acolo cu aceleași reguli și implicare totală. Și am, pentru că am considerat că ei sunt cu adevărat un dar pentru noi și că nu i-am primit și am și eu copii în casă, la noi n-a fost voie la desene, n-au avut, în fine, avem o poveste mare de creștere a lor, de, încă de când, de fapt de când am hotărât să avem copii. Și... Am avut foarte multă disciplină în a, a educa pe ea. Și ea a fost maleabilă, dar ne-am concentrat foarte mult pe educația copiilor. Cine ne cunoaște știe lucrul ăsta. Sute mii de cărți citite program cu ei un anumit fel, timp pentru ei, atenție pentru ei, lăsa telefoane, tablete, n-aveau voie și acum, acum au și ei voie la cât un film de când în când, dar ei n-au voie la, la telefoane, n-au voie voi la tablete, nu lăsați să vadă orice, dacă primeau, noi trebuia să vedem ce primesc, care era vocabularul, adică e, în partea de crescut copii avem un proces foarte dedicat. Uh, referitor la ce îmi spui tu, Vin către mine acum mame care își doresc să lucrez cu adolescentele lor pentru că apare problema asta. Copiii mei sunt încă mici și școala pe care noi am ales-o este... În Belgia nu există sistem de școală privată, Însă este școală, virgulă, să acceptă, catolică și școală metodică. Noi am ales școala aceasta metodică. Încă de când copiii mei aveau... Ca, un... Când zici de catolică, vorbești confesională? Catolică. A, așa, este, așa, este la ei. Cum la noi e școala asta de stat, la ei se numește școală catolică. Ah, ok. Dar, dar, e de stat. Nu neapărat că ți impune doctrina Nu, um, dar faci, faci religia cat... lor. Faci ah, religia okay. catolică acolo. Okay. Păi când la asta metodică, fiecare alege să facă și este religia tot de stat. lui. Și este tot de stat. Okay. Dar că, de exemplu, la această școală, eu mi-am scris copiii de când aveam un an ca să știu că au loc, pentru că au decât o singură clasă pe an și noi părinții suntem foarte implicați, părinți, bunici, adică e o școală în care e mai mult o familie. Înțeleg. Dar uh, există impunerea asta de gen? Nu. Ca, ca dat educație? Că nu. În cel puțin în școala asta n-am perceput-o școala asta în nu, pe. dar la nivel, nu știu, național, așa... Eu n-am perceput-o, dar nici nu am fost în cercurile care să, nu știu, să-mi dea mai mult că așa este. Okay. Deci, cred că dacă aș fi o mamă de copii mai mari, aș putea o vedea okay. mai mult, dar pentru că încă sunt, am copiii mei și sunt la școala aceasta, n-am perceput-o. Mm -hmm. Și de -aia, nu pot să zic sigur, deci pentru că n-am uneori ajunge informația spre noi și sunt da. trunchiată. Da, sunt persoane care vin către mine, dar n-au venit specific din Belgia. au venit din okay. Germania, din au venit locuri. din uh, Anglia, care spun, că am copilul meu, uite, hai să ne uităm un pic pe el sau am trecut prin experiența. Din Austria au venit. Ca, în care uh, chiar am lucrat cu mama să poată să lucreze cu copilul. Copiii adolescenți deja? Da, da, okay. da. Nu, Undeva, nu la 12, 14. Okay. Undeva la 12-14. Undeva la 12-14 ani. Da. Okay. Spune-tu la un moment dat, și m-aș vrea să, să atingem și subiectul ăsta, că tu cu Cristi, da. apropo de Cristi, cum te-a cerut în căsătorie? Oh, a fost groaznic. A fost groaznic! Da. De ce spui asta? De ce spun asta? Că Uh, noi făcusem toate planurile, era nu a pus uh, cumva hotelul rezervat, dar nu făcuse cererea oficială. Și s-a gândit el cu sora mea să hai să facem acea cerere, cum era atunci, să dai seama, atâția ani urmă, să cu inel un în buchet în de flori. 2008. 2008. 2009, scuze. <laughs> 2009. Așa, și... Pe ce dată? 27 de ziua mea. <laughs> în septembrie okay. <laughs> la mine pare normal da. și s-a gândit el cu sora mea să-mi facă o surpriză și este în, în Pitești, este strandul acela parc și au făcut ei cu floricele cu un traseu și trebuia să-l deschid doar că trebuia să mă aduc acolo eu fiind o fată foarte activă, aveam planuri în ziua aia el trebuia să vină călcura la București să vină la Pitești și să mergem să-și cumpere anumite, cred că chiar haine de ginere trebuia să-și cumpere și timpul fiind presat Așa, uh, s-a cum să mă cheme ei pe mine în parc. Și au găsit o metodă în care sora mea și-a pierdut cheile de la mașină și să merg să caute într-un parc chei de la mașină. Sora mea pierdea mai des cheile de la mașină. Aha, e, e, nu era chiar nu. ieșită din cadru cadrul poveste. Și pe mine atât de m-a frustrat că eu știam că am planuri cu el, avem de rezolvat, era timpul scurt, cred că era chiar vine. De -de deci voi știați că vă veți căsătorie? E, da, da dar nu era cererea aceea oficială okay. cu un inel și cu un buchet de flori. Și au făcut lucrul ăsta, dar automat că eu până am ajuns în strand aveam nu știu câți nervi și frustrate la maxim că mă scoate din planurile mele. Și după acolo, când am început să văd câteva petale, am încercat să mă bucur, dar nu mai puteam, eram mult prea frustrată. Și după da, bucură-te, în timp ce erai... mi stricat altă parte. Da, mi-ai stricat toate planurile. ai zis totuși da. Am zis, era deja rezervat totul să mai dai înapoi. Da, dar da, n-a fost cea frumoasă sau spectaculoasă sau surpriză. Cristian, provocare pentru tine. La 20 de ani de la nuntă, trebuie să refaci <laughs> momentul ăsta? <laughs> sau cum era? La 25? La, la Cred că 25. Cresc? La 25, nu? Argintul nu știu, nu, da, nu mai știu care, dar aici. atunci o rezolvi tu când, cum <laughs> rezolvi povestea asta. Da. Uh, Ziceai că voi va stabili niște roluri. Da. Și mi-ar plăcea tare să vorbim puțin despre, despre lucrul ăsta. dar așa, foarte concret, care sunt rolurile lui, care sunt rolurile tare? Da, acum există o mare flexibilitate. Ca roluri a fost ideea de a ne implica foarte mult amândoi. Adică nu eu ca mamă și. Dar nu vorbesc neapărat despre relația cu copiii. Și relația voastră de căsnicia voastră. Da. Am avut niște reguli. Poți să amintești și despre relația cu copiii, dar ei au venit puțin mai târziu. Am avut așa niște reguli nescrise. Nu ne culcăm certați niciodată. Ok. Ne cerem. Da, deci, unul cel mai important cred că ăsta a fost, nu ne culcăm certați niciodată. Găsim cumva primul să-și ceară iertare și să ne cerem amândoi iertare. Nu zic că a funcționat 100%, dar undeva la 80-90% au fost regulile pe care okay. încercăm să le menținem și acum. Ne susținere foarte mare reciproc, adică nu eu sunt femeie sau tu ești bărbat, tu trebuie să aduci okay. bani în casă, eu trebuie să rămân. A fost susținere reciprocă în ceea ce face. Adică fiecare dintre voi să vă găsiți și o, un canal profesional, da? Da. da. Okay. Și profesional, și în relația noastră. Uh -huh. Adică nu neapărat eu sunt femeie, fac mâncare sunt să sunt fac mai el gătește. A, ah, bun, da și astea practice, da. Mâncare, da. curățenie, da. v-ați stabilit cumva. Acum avem pe cineva care ne ajută. Ok, așa. dar la începutul că la început Facem foarte mult împreună, pentru că noi de când am mers în Belgea. Dar am... cine ducea cu noi? <laughs> amândoi. 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 Okay. Da, deci la noi n a fost o chestie fa tu sau nu. Sunt eu uh -huh. acum, fac eu. Ești tu acum? Adică cumva implicați 100% amândoi. A fost o implicare okay. foarte mare. Noi am muncit și am învățat din 2010 aproape în permanență. Okay. adică în prima parte eu n-aveam voie să muncesc și era decât el, el mergea la muncă și să nu era la Nu aveai voie pentru că nu aveai statut din partea asta. statului. Da, ok. nu ne lăsa să muncim atunci pe noi românii. Și eu învățam și automat, dacă eu eram decât școală și acasă, eu făceam cumpărături, mâncare. Okay. Când, am început, când am început să muncim de dimineața până seara să avem școală, ne tot timpul ne adaptam și duminica era ziua în care făceam curățenie și mâncare împreună. Dar eram împreună. Tu faci aia, eu fac aia. Fiecare ce avea plăcere să să facă mai mult în momentul ăla. Ah, uite, asta e important. Da, da, dar a, a fost ce, foarte cu, mult... Cu, cu ce rezonăm cu Da, e? da, odată sau dacă ar fi să dăm din casă așa, lui nu-i place să întindă rufele și eu știu sigur că lui nu-i place, nu o să-l pun să întindă mm -hmm. rufele niciodată. El a mm -hmm. înțeles că mie nu-mi place să fac mâncare, el fac, fac mâncare doar dacă trebuie, dar la copii, de nu le place. <laughs> Nici mie, și atunci uh, fac, și Puff. dacă e nevoie, okay. dar nu mai el gătește. Ah, okay. Așa. E, oh, felicitări! Da, are Adevă, Adevărul <laughs> e că bărbații bucătari sunt cei mai. Ce da. se pare. Da, um. da. Și el pe partea uh, mult de creație. Mm -hmm. Și în copii. El merge cu, cu copiii la desen, la partea asta de creație. Uh, nu știu cum să zic în limba română. Când Eu n-am un fel de lucru manual. Dacă ar fi mm -hmm. să luăm deodată, mm -hmm. mm -hmm. noi se zice că nu fac ei, decupează, lipesc. Cred că tot lucru manual se da, zice da, 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 da. acolo. Toată partea asta el o face. Eu fac cu ei smart game eu fac cu ei partea matematică. Iar foarte și acolo ne-am înțeles. Mie îmi place foarte mult să citesc. Eu de obicei eu sunt cea care le citesc cărți. Ah, ok. Deci v-ați împărțit foarte mult, Da. și la, la nivelul și la, ăsta. Da, da, și aici. Pentru că mă uit ce-mi place mie ce-i place lui. Și ne, Asta de e un principiu extraordinar de important. Da. Și mă uit, știu că lui... Ăla Sau în funcție de pasiuni, în funcție de... În funcție de, hai să zicem, predispoziția noastră. Că dacă uh -huh. eu sunt mai mult pe energie masculine pe a face, eu n-am capacitatea de a avea răbdare la detalii, pe când el are foarte mare răbdare la detalii. Interesant. Și când plecăm în vacanță la noi, eu știu că eu nu o să aleg niciodată destinația, hotel, toată asta e partea lui. Partea mea, Vine în partea cea la bagaje. motorine la mașină. <laughs> <motorină> la mașină. <laughs> Îmi place să conduc foarte tare, da. Da, eu te vezi că te am te, -am nimerit, te că asta nimeni. era întrebarea cine are grijă de mașinile din A, de acasă. Înainte era în mod special el, acum fiecare e cam cu mașina lui, dar Și fiecare tu spui și combustibil, tu da, da, duci la da. spălătorie, tu. La spălătorie de multor se se duce Cristi, dar e tot este foarte foarte flexibil. Foarte interesant. Uite, că tot am fost noi așa deschiși, da. îmi spui dacă vrei. Da. Care mașină este mai curată, a ta sau a lui? A mea, pentru că faci el. <laughs> bună asta, bună, 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 bună el răspuns! El se duce mai des la spălătorie okay, de mine. Gata, am înțeles. Bine. Dar mașina mea, în principiu, este ca mașina familiei. Ok. Da, da. <laughs> oh, foarte tare. Ok, fii atentă, uite, da. toți suntem aici, am vorbit despre, despre copii și noi avem niște prieteni așa, um, așa buni, biblefile.com, probabil că îi știi așa. și tu, uh, familia Preda. Oh, Ei da. au fost la noi aici la podcast, și ne-au lăsat niște cadouri pentru copii și aș vrea să le trimit lui Aris și uh, Sofiei câte un puzzle. Nu știu mm. dacă lau sunt cu personaje biblice, mi-ar plăcea foarte tare să ajungă la ei și să îl construiască și să-mi trimit și mie o fotografie cu, cu puzzle-urile astea construite. E un prim cadou pe care ți-l facem în ocazia asta așa pentru ei. Mulțumesc mult de tot, le știu, trebuia să le comand și n-am reușit e, încă să le comand. Și au venit exact <laughs> și când trebuie. Mulțumesc tare și mai sunt încă... Nu știu exact câte jocuri, dar mai sunt câteva jocuri Au un joc, Vasul Ales, de societate da, foarte, da. foarte fain pe da. care îl recomandăm. Da, biblefile.com, acolo găsiți toate detaliile da. despre ei. Fii atentă! Te rog! Am o rubrică pe care da. o experimentez pentru prima dată cu un singur invitat. Până acum, atunci când am avut doi invitații, am făcut rubrica asta, se numește Am, n Nam. Ai fațetele pentru fiecare dintre aceste Da, pentru ideea asta. Poți să și completezi. De ce am sau n-am făcut un lucru? Ideea așa. Am, n-am păcate nemărturisite. Am. Ok. Nu vorbesc despre relația cu soțul tău, ci cu Dumnezeu. A cu Dumnezeu inconștiente. Uh -huh. Așa, uh, conștiente, cred că mi le-am uh, mi le-am le-am lucrat inclusiv pe foaie foarte mult. Wow. Da. Cumva ca să le să le vizualizezi și să le să caut mai marele din ele, de ce mi le-a permis, de ce am avut nevoie de ele în viața mea, care au fost lecțiile mele, cum s-a direcționat sau redirecționat viața mea din ele, de ce au fost pentru mine acolo. Am n-am spus copiilor mei, iartă-mă. Oh, spun, spun. Dar să știi că aici la iartă-mă îl folosim destul de mult în familia noastră în, ca, în egală măsură în care percep că de multe ori când spunem iartă-mă, mă, mă suprapoziționez. Adică eu sunt mai bun ca în tine mm. și nu merg neapărat pe iartă modul acela, ci uite, s-a întâmplat lucrul ăsta pot să spun că s-a întâmplat că s-a întâmplat nu neapărat am vrut să fac lucrurile hai să văd cum, cum putem face altfel sau diferit sau cum putem lua, noi lua lecțiile de dar aici dar nu cumva aici ar putea fi și fațeta cealaltă în care să fugi cumva de responsabilitatea cuvântului ăsta care nu, atârnă nu, destul nu, de că greu nu, nu, îl spunem, A, okay. dar vreau să nu fie acel iartă-mă, eu te iert că sunt mai bun ca tine ok și ești atentă la asta, da, atent la Da, asta. pentru că mai, mulți oameni, dacă o să ne uităm, spun, eu l-am iertat și sunt mândru. Pentru că cea mai mare problemă, și aici, dacă îmi permiți un rog, pic, rog. cea mai mare problemă noastră și în lucru cu oamenii, este eu. Totul se reduce la eu. Și tot ce povesteam noi, de ce apare discuții în familie, în relații, în copii? Pentru că o să mă ducă eu... Chiar dacă nu se vede la suprafața asta, simt că sunt atacat într-o formă sau alta. Și atât de mult îmi doresc să păstrez eu acest, această fațată a mea, încât aleg să fac pentru ea niște lucruri. Și de cel mai mult lucrăm cu acest cine sunt eu. Că eu mă identific cu anumite trăsături ale mele, le pun undeva sus pe un piedestal și țin morțiș de ele. De ce mi-e frică să-mi fiu judecat? În judecate acela cine are de pierdut eu meu, fațeta mea, ceea ce am lăsat eu ca oameni să vadă și nu vreau să se strice ceea ce am lăsat ca oamenii să vadă. Și mi-e frică. Și atunci trebuie să o protejez cumva. Și vin să o protejez, să vin cu această contrabalans. În momentul în care îmi dau voie să văd, ok, ce arată, ce vrea să spună, care e oglinda care vine către mine, că am de lucru acolo, nu mai e vorba că îmi stric imaginea asta mea, ce la cum arăt, ci ce poate să ia ce la de aici. Am, n-am privit niciodată la oameni pentru a-l descoperi pe Dumnezeu. Am privit ca să-l descoper. Asta e rolul, asta fac zi de zi. Cum a permis și de ce l-a permis și cum noi oameni avem nevoie de oameni și pentru cum avem. Pentru adică vezi frumosul din ei și nu Frumos, invers. Da, nu, nu. Asta lucrez foarte mult și cu copiii mei. În spatele oricui lucru agresiv sau om agresiv e o durere. Care e durerea? care nu poate să o spună sau care e înăuntru lui și nici măcar nu e conștient de ea. Nu o să vină copilul sau omul de lângă mine să-mi dea o palmă pentru că, nu știu, vrea el să-mi dea o palmă. Ce l-a determinat? Care e în spate? Ce în spate? Am, n-am acces la telefonul soțului meu. Oh, am tot timpul. Noi avem totul comun. <laughs> avem chiar totul comun. Acum, de când lucrez oficial, a să mai desfacă, erau toate conturile lui și nu mai își faceam față. <laughs> Și ultima întrebare de rubrica asta Am, n-am avut un vis Un vis special din partea lui Dumnezeu Am avut de mic copil M-am văzut de mic copil Pe o scenă foarte mare În care vorbesc cu oamenilor Importanți Și nu vorbesc, nu, nu predau materii Predau altceva Nu știam ce predau Și mi l-am readus aminte de când am început să lucrez cu mine foarte mult, acum de 4 ani de zile, acea scenă, acei oameni, umilința, dar nu în sensul de umilire, acel cap a plecat pentru a da de acolo, după scenă, oamenilor. A fost întotdeauna în, visuri, în visele mele, da. Foarte interesant. Se pare că începe să se împlinească. Da. Când Dumnezeu ne dă așa într-o teofanie, într-o descoperire specială, da. o anumită direcție și mai ales când acceptăm da. Chemarea asta, cu siguranță facem voia lui. Apropo de el, am să te provoc la un exercițiu de, de imaginație, iar până la, la momentul celelalte mai avem un pic de uh, okay. zăbovit. Uh, Exercițiul de imaginație are cumva uh, trei fațete. Uh, Dumnezeu te cheamă la o întrevedere uh -huh. în care ai, ai trei posibilități, cum spuneam prima dintre ele să îi mulțumești pentru? Oh, pentru tot ce a oferit lumii acestea. Ai posibilitatea să-i faci o, o, cerere. Ce ai cere lui Dumnezeu? Am o, de ani de zile o imagine în care ne batem cu apă într-un rău. Tu cu el? Da. Interesant. Ei ai cere să, să accepte provocarea asta. Să, ne, să te bucuri precum un copil. Și ai posibilitatea să-i adresezi o întrebare. Ce întrebare ai adresa lui Dumnezeu? Cât de mult ai putut să mă iubești? Sper să vină într-o zi momentul tuturor acestor lucruri așa concrete, să nu fie doar un exercițiu de imaginație. Te rog să-mi spui ce detești tu cel mai mult la o persoană? Dacă detest ceva la o persoană, automat îl test mine, nu e despre ea, e despre mine. Ce pot să detest? Hai să mă gândesc. E, chiar e greu, uite, să gândesc că detest ceva la o persoană. Atunci, cu ce poți, ce poți tolera tu la o persoană? Hai să mă duc spre Așa. zona asta, poate că ți mai ușor. Ce pot tolera? Da. Acum nu vreau să dau dau de, din ce cred că aș face, nu pot să mă duc în ceva ce poate nu știu cum aș reacționa. Cred că aș putea să tolerez destul de mult atât timp cât îi văd scopul. Dar ce? Ce? Adică inclusiv uh, uh, o parte de agresivitate fizică, mă duc către o palmă sau că către un pins, către nu știu, cred că aș accepta, aș tolera o. Dacă știi că are nevoie de el pentru a elibera ceva. Interesant. Spune-mi, te rog, când ai plâns tu ultima dată, da, așa, cu lacrimi, nu doar în, în interiorul da. tău? Să știi că uh, îmi dau voie să plâng și plâng destul de des. Uh, ultima dată. Cred că a fost. Uh, Undeva în decembrie, când uh, am primit o scrisoare în care mi s-au spus așa niște lucruri pe care eu nu le percepeam, îmi dau seama că pot să iau ceva lucruri de acolo, dar uh, am simțit că am făcut toată dăruirea mea și nu s-a văzut, dar nu că nu s-a văzut, că. Că au fost percepute greșit. Că, a că e, e durere acolo și că. Da, hai să zicem că au fost percepute greșit. Da, automat intrăm în partea de, de, de familie, în partea asta, și cred că el a fost momentul când în, am plâns pentru că mi-am dorit să susțin poate mai mult decât ar fi trebuit și a fost interpretat greșit. Am vorbit despre uh, noi, da. despre ce face Dumnezeu pentru noi. Uh, am povestit cumva, ai povestit o parte însemnată din viața ta, deși sunt convins că mai sunt și multe alte fațete de adus în prim plan. Poate cine știe, viitorul ne va mai aduce vreodată într-o impostază de genul ăsta. Că toată uh, aș vrea să l lăsăm puțin pe Dumnezeu să vorbească. Da. Iar Dumnezeu a scris o scrisoare Așa publică, la care cu toții avem acces. Este vorba despre scriptură. Da. Am să-ți o pun aici în față da. și am să te rog să ne citești sau să ne spui pe de rost cum îți este ție mai bine. Care este uh, versetul sau pericopa aproape de sufletul tău din uh, Biblie? Uh, sunt mai multe, dar uh, eu le-aș pune împreună în. Uh, sunt copil de, de împărat. Sunt copil de Dumnezeu. Cred că ăsta e un lucru pe care încerc foarte tare să îi fac pe oameni să conștientizeze de cine sunt ei cu adevărat și cum suntem o întregire a părții fizică cu spiritul și că fără ele nu se poate. Și aș putea să aleg unul, unul, unul specific, dar mă rezum la această binecuvântare mare în care noi suntem copiii lui. Hmm? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea tatăl pe, pe singurul lui Ca oricine crede în el să nu moară Ci să aibă viața veșnică Este foarte important Și Tu ești copilul lui Ioan 3 cu ,16, 16 Rămâne ,16. cumva da. aproape de, de sufletul, sufletul meu. tău am câteva teste la care am să te supun okay. din nou Așa pe final de podcast okay. <laughs> Primul se numește testul de autenticitate Cu răspunsuri scurte Care este cartea din care ai învățat să fii O persoană autentică? Puterea intenției În afară de Biblie, da? Deci Biblia rămâne numărul Biblia unu Biblia rămâne cartea ah, de căpăt da, La care spus? facem referire Puterea intenției Poți să ne spui cine a scris Weiner, Da în puterea intenției, de fapt, te învață să asculți de acel ceva dinăuntru tău pe care înainte poate nu l-ai cunoscut și care nu ți-ai dat voie să-l accesezi. Care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? Să știi că la mine în birou, pentru că e spațiul meu și acolo mă conectești cel mai, cel mai bine. Numește, te rog, un defect pe care îl ai ce îți stă în calea autenticității. Hmm. Uh... Pe care stă în calea autenticității? Um, rolul de salvator, să salvez mai mult decât trebuie. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorez pe Dumnezeu? Recunoștința. Și ultima întrebare de la testul acesta, pe care eu am, o spun foarte des, pe care unii au catalogat-o ca fiind una dintre cele mai grele întrebări. Ok. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit în viața ta? Băiatul meu Maris. Completează-te, rog, fraza. Cea mai mare calitate a soțului meu este? Înțelepciune. Cel mai mare regret al meu rămâne? Hmm. Nu am în momentul ăsta un regret mare. Nu am un regret mare. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Recunoștința. Pentru copiii mei aș fi în stare să? Oh... Uh, hm, greu aș fi în stare de aproape orice atâta timp cât uh, acel ceva îl onorează pe cel mai mare Cartea pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viață are titlul? În afar de... Uh, Biblia e numărul 1, deci rămâne dar dacă încerc să caut alte carte la mine puterea intenției a fost foarte importantă Rămâne Rămâne am și 10 întrebări cu da. alternativă de răspuns. Bani sau timp? Timp. Totdeauna. Pâine albă sau neagră? Neagră. În relația cu soțul folosești mai des te iubesc sau iartă-mă? Oh, te iubesc toată ziua. <laughs> Noul sau vechiul testament? Um, vechiul testament. Timp cu familia sau muncă înainte de orice? Timp cu familia. Insistentă sau discretă? Am un două. <laughs> Sărat sau dulce? Uh, oh, hai să zic îmi place, ai ah, dulce, dulce. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? În principiu, acum am uit și uh, nu merg în scuză imediat, îmi spun, e scuză imediat, dar nu forma aia de scuză. ci de ce am spus asta? Deci în momentul ăsta, când, soț, în mod special, sunt plecut cu soțul meu și zic Cristi, dar ce-am spus? De ce-am zis asta? Ce mă doare? Zim tu ce nu văd eu. Deci mergem un pic în unghiul ăsta. Mm -hmm. Din postura de mamă, har sau lege? Am Amândouă. După ce ai greșit, te, te scuzi imediat sau mai târziu. Am spus da, asta. Ha? Când vine vorba de vacanță, mare sau munte? Munte, dar soțul meu alege mare. <laughs> Eu mi-am terminat întrebările Cerasela, dar nu se termină și podcastul okay. aici uh, și nu se termină uh, provocarea de a răspunde pentru că am o întrebare surpriză. Okay. Ea este scrisă de cei care au stat înaintea ta pe scaunul pe care ești tu așezat acum. E ca la examen, nu știu dacă okay. îți mai amintești. Oh, la le, am avut? le amestec așa, să le scot la suprafață da. și pe cele care au fost aici mai uh, jos. Te rog să alegi un bilețel, să-l deschizi și uh, să răspunzi întrebării. Dacă ai putea cere uh, orice lui Dumnezeu, ce ar fi înțelepciunea? Mulțumesc frumos pentru sinceritatea ta. Uh, am să te rog să scrii și tu o întrebare. Okay. Aici este bilețelul. O pun înapoi? Da, te rog. Okay. Și am să-ți ofer pixul acesta, marca Autentic, pe care să-l porți cu tine uh, și cumva să arate că ai trecut pe aici, pe la noi, mulțumindu-ți pentru sinceritate, dar mai ales, așa cum spunem noi, direct pentru autentic autenticitate. Mm -hmm. Te rog mm -hmm. să, să scrii. Și acum împachetezi Da, -a ai și scris acolo, da? da? Ok, mersi mult de tot, apreciez din toată inima, și... îl împachetezi, îl pui aici în... În bol, perfect, mai am un cadou pentru tine. Noi avem niște ziua prieteni. Da, ziua cadourilor, <laughs> nu te lăsăm să pleci așa oricum. Avem prietenii, un, alți prieteni da. de la editura Viață și Sănătate și am aici două cărți pe care am să ți le propun, din care să alegi tu una dintre ele. Școala Părinților. Da. Este o carte și cu activități Așa destul de practice pe aici Prin uh, interior Principii de bază pentru creșterea unor copii responsabili. Și uh, am aici un soi de uh, Jurnal cumva uhum. Doamne să-ți spun ce s-a întâmplat uh, Roagă-te, meditează Și conectează-te cu Dumnezeu Și de asemenea aici sunt niște provocări Și uh, versete biblice Și uh, așa De De suflet este o, o carte specială pe care dintre cele două dorești să-ți ofere în Cea ocazia. Cea de suflet. Asta. Cea de suflet aceasta, <laughs> da. da? <laughs> Sunt uh, mult pe partea de rogă te meditează și conectează. Foarte fain, mă bucur Mulțumesc mult de smur. tot că putem să împlinim și o nevoie în momentul acesta. Dumnezeu este bine binecuvânteze Mă Mulțumesc și am un cadou pentru tine. Ai un cadou pentru așa -mi mine. Așa un -mi cadou A, pentru tine, aștept să-l văd. Lucru pentru care se numește caietul recunoștinței oh. Lucru meu practic și ceea ce ofer Oamenilor care lucrez Pentru că Recunoștința, cred că Are un impact special în viața noastră Și în ceea ce se întâmplă în interiorul nostru Este da. marcat de tine Da, este marcat de mine Este un mesaj acolo înăuntru Mai uh -huh. încă un mesaj um, Recunoștința pentru mine Este o bază solidă A conectării a conectării cu mai marele și în momentul în care ți-ai timp, asta este o practică zilnică, să ți iei timp și să ți dai voie să lași pe hârtie, mulțumesc către ce ai tu de mulțumit în această zi. Uh, emoția este uh, site-ul tău? Emoția nu, este site-ul care a făcut aceste agende și acolo te învață cum să folosești, că e doar a. cu telefonul a. poți să pui și să auzi un mesaj. Okay. Aici este o scrisorică. Ok, a, asta e de la tine? Uh, asta este o scrisoare, da. Ok, poți să o deschid? Da, te rog. da Ok, ia să vedem ce au recerat pentru mine, pentru noi. Citesc? Poți să citești, da? sigur, da. da. Special pentru tine, cea mai dificilă aritmetică este aceea care ține socoteala lucrurilor bune din viața noastră. Este un citat de Eric Hoffer. Aceste pagini din fața ta sunt poate un prim pas în așteptarea aritmeticii vieții tale, cristalului tău interior, te invit să le prețuiești. Și mesajul continuă. Este un mesaj pe care am să-mi-l iau așa la nivel personal cumva, mulțumindu-ți pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, iar el se încheie cumva cu recunoștința, da? ce înseamnă da. de fapt recunoștința. Uh, apreciez mult de tot uh, cadoul acesta și uh, sper să fim uh, de folos uh, pentru cei care ne urmăresc astăzi, la început de primăvară a fost cadoul uh, de la Autentic pentru Doamne și Domnișoare pentru domni și toți aceia care doresc cu adevărat să facă din femeile din jurul lor așa o binecuvântare. Noi putem fi mulțumesc tare mult, noi suntem deja o binecuvântare, putem să alegem să o folosim cât mai conștient sau să o negăm și să o punem într-o parte, în o umbră a relației noastre. Poate asta ar fi un, o referință să ne dăm voie să vedem că fiecare dintre noi avem un frumos extraordinar și că omul pe care l-am primit cadou în relație chiar este un cadou și copiii noștri chiar sunt un cadou pentru noi, pentru mai marele din nostru, al nostru, pentru societatea în care trăim. Domnul cu noi și el să fie cu adevărat mărit, noi să fim smeriți. Aceasta este lecția pe care încercăm să o transmitem de fiecare dată aici la Autentic. Cerasela, ai grijă de tine, de ai tăi și sunt convins că Dumnezeu va face în așa fel încât cu adevărat tot ceea ce construim să fie de folos. Mulțumesc și vouă pentru că ați fost aici cu noi. Sperăm ca ocazia aceasta să fie din nou un podcast pe care să-l puneți acolo special în biblioteca voastră virtuală, să reveniți la el ori de câte ori veți simți nevoia să faceți schimbările necesare în viața voastră încât să deveniți oameni mai buni, oameni prin care să schimbați societatea din jurul vostru. Până data viitoare, un like, un subscribe, un comentariu ne ajută cumva să ajungem la cât mai mulți dintre prietenii voștri dacă veți distribui podcastul acesta către ei. Așadar, fiți autentici, trăiți-o viața așa cum se cuvine.